dinspre vechea cetate a Marii Uniri de la Alba Iulia, leagăn al culturii românești, vă aducem vestea bună a lui Dumnezeu, mântuirea sufletelor noastre, pentru că Domnul Iisus Hristos a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Mântuitorul a spus: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Cuvântul Sfânt ne arată: dacă veți cunoaște adevărul, lumina adevărului vă va face slobozi de robia păcatului. Bună seara, stimați telespectatori, și bun găsit din nou la emisiunea Miracolul Creștin. Sunt pastorul Marius Hațegan, oaspetele dumneavoastră și în această seară de duminică, o seară binecuvântată de Dumnezeu, unde mulțumim lui Dumnezeu că ne-a lungit firul vieții să putem din nou să vestim vestea bună a lui Dumnezeu, și anume mântuirea sufletelor noastre. Este o zi mare de sărbătoare pentru noi românii, 1 decembrie, sigur că toată România a sărbătorit astăzi și încă se sărbătorește aici la noi, la Alba Iulia. Se așteaptă un spectacol de artificii, sunt tot felul de concerte de muzică și alte activități care sunt dedicate sărbătoririi Marii Uniri de la Alba Iulia. Și noi astăzi în Biserica Maranata am avut o zi de sărbătoare, am avut cina, ne-am împărtășit cu trupul și sângele Domnului și, printre altele, după terminarea serviciului religios, am avut o masă de dragoste. Am avut o masă cu toată biserica, ne-am bucurat la niște sarmale bune și alte bunătăți pe care surorile noastre le-au pregătit, Domnul să le binecuvinteze, și am stat la o părtășie frumoasă și ne-am bucurat împreună cu toată România. Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Și în această seară o să continuăm cu studiul nostru despre lucrarea de eliberare. Din păcate, seara aceasta va fi ultima emisiune legată despre lucrarea de eliberare și va fi ultima emisiune din anul acesta. Aș fi avut nevoie de mai multe emisiuni, dar sperăm să reluăm acest studiu anul viitor și să-l dezvoltăm mai mult. Din păcate, împreună cu familia, o să plecăm spre Statele Unite și o să stăm acolo 3 luni, așa cum facem de vreo 20 de ani, unde o să slujim și acolo, și sperăm că ne vom întoarce să putem să reluăm această misiune și să continuăm studiile noastre și să continuăm să îl slujim și să îl proslăvim pe Dumnezeu. Haideți, ca de obicei, să chemăm protecția Domnului, să chemăm călăuzirea, ungerea Duhului Sfânt, ca și în această seară ceea ce vom vorbi aici să fie din partea lui Dumnezeu. Este scris că cel ce vorbește să vorbească cuvântul lui Dumnezeu din partea lui Dumnezeu spre slava lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, în numele Domnului Iisus Hristos, Tată Ceresc, venim și în această seară, mă unesc cu telespectatorii noștri și venim, Doamne, să-ți cerem ajutorul, sprijinul Tău, Doamne, ca și în această seară Tu să-ți faci, Doamne, numele de slavă. Călăuzește pe robul Tău cu o ungere proaspătă a Duhului Tău cel Sfânt, ca tot ce voi vorbi să fie din partea Ta, înaintea Ta, spre slava Ta. Nimicește orice plan vrăjmaș, nimicește orice lucrare diavolească. Este scris, Doamne Iisuse, că Tu Te-ai arătat să nimicești lucrările diavolului. De aceea lasă o protecție deosebită peste studioul Alba Carolina TV, peste asistența tehnică, peste întreaga rețea de transmisie, fie pe cablu, fie pe internet, fie sub altă formă. Dorim, Doamne, ca numele Tău să fie proslăvit, cei ce sunt rânduiți de Tine în această seară să primească cuvântul, adevărul Tău, care să-i facă slobozi de robia păcatului, să o poată face, Doamne. Întinde-ți brațul Tău cel puternic și atunci când ne vom ruga pentru cei ce au probleme, suferințe, boli, Tu, Doamne, să faci vindecări, semne și minuni, să se știe, să se cunoască că Tu ești, Doamne, adevăratul Dumnezeu și că eu sunt slujitorul Tău. Îngerii Tăi să tăbărească în jurul nostru și Tu să fii proslăvit și glorificat încă o dată. Eu îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt. Aleluia. Amin. Amin. Bun, stimați telespectatori, încercăm să fim cât mai eficienți, operativi, să putem să încheiem parțial în această seară subiectul nostru, să avem timp să ne rugăm, să vă spun și câteva
noutăți bune, câteva vești bune care și pe mine mă mângâie câteodată, adică ceea ce fac aici vreau să aducă un rod. Nu vreau să fim aici doar la voia întâmplării, ci să vedem că atunci când ne rugăm pentru oameni și când mijlocim înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu ascultă și avem rezultate. Și o să vă arăt în seara aceasta câteva cazuri specifice legate de această lucrare. O să fac o mică recapitulare a ceea ce am discutat până acum, ca cei care poate n-ați deschis televizoarele și nu ați urmărit celelalte emisiuni, să puteți să înțelegeți ce înseamnă lucrarea aceasta de eliberare. De ce să fim eliberați? De prezența și puterea demonică. În universul acesta mare există doar două forțe, este Dumnezeu și diavolul. Diavolul caută cu mare putere și cu mare șiretlic și știu eu ce să mai zicem acolo, ca să ne prindă în offside, să ne prindă greșind, să ne părască înaintea lui Dumnezeu și apoi să ne lovească. Trebuie să înțelegem că atunci când omul păcătuiește și greșește înaintea lui Dumnezeu, diavolul se duce și aduce o pâră împotriva noastră. Dacă păcatul respectiv trece suficient de mult timp și noi nu-l rezolvăm prin mărturisire, prin cerere de iertare, prin pocăință și căință, diavolul vine și cere dreptul lui Dumnezeu să ne lovească. Dumnezeu, care este drept și cu noi și cu diavolul, îi dă voie. Și atunci apar suferințe, apar probleme, apar blesteme, apare chiar moarte, pierdere și așa mai departe. De aceea noi trebuie să fim eliberați de acele legături. Diavolul totdeauna împreună cu un blestem pune niște legături demonice pe care îl împiedică pe creștinul autentic să poată să înainteze, să crească spiritual, să-și facă lucrarea ca bucuria lui să fie deplină. Domnul zice, vreau ca bucuria voastră să fie deplină. Sunt o grămadă de probleme, boli, copii născuți handicapați sub blesteme, blestemele fac mari ravagii și stricăciuni în poporul Domnului. Vorbesc aici de copiii lui Dumnezeu, nu de ceilalți. Așa că această lucrare de eliberare este extrem de importantă și aici vorbesc în primul rând slujitorilor lui Dumnezeu care sunt puși de Dumnezeu să supravegheze Biserica Domnului, trebuie să învețe această lucrare, să o practice în biserici. Dumnezeu niciodată nu va face ceva care nu este crezut, predicat și practicat. Vreți ca Dumnezeu să facă vindecări, minuni și semne, ele trebuie crezute, ele trebuie predicate, bazate pe Sfânta Scriptură și ele trebuie crezute, predicate și practicate. Este să practicăm efectiv lucrarea. Ei, și lucrarea aceasta de eliberare, care este extrem de importantă, eu practic lucrarea asta de aproape 20 de ani, Dumnezeu m-a învățat multe lucruri, mi-a descoperit multe lucruri și de aceea spune cuvântul Dumnezeu că poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. Nu știm, nu cunoaștem anumite lucruri, sigur că suferim din cauza acestei lipse de cunoștință. Primul lucru pe care îl arătam în prima emisiune era că noi trebuie să declarăm domnia lui Iisus Hristos în fiecare domeniu din viața noastră. Foarte important această lucrare. Hristos Domnul nu va lucra în viața unei persoane care nu-i aparține sau care nu îi dă dreptul oficial Domnului Iisus Hristos ca să lucreze în viața omului. Inclusiv eu, când sunt persoane străine care vin în biserică ca și musafiri, ca să mă rog pentru ei, în general, dacă nu uit și știu, sunt atent, totdeauna rog persoana respectivă ca verbal să declare că îmi dă mie autoritate peste viața persoanei respectivă ca să-i fac dezlegare, să-i fac ungere pentru vindecare și mai departe. Cei care sunt sub autoritatea mea ca păstor, sub autoritatea bisericii, nu este nevoie, fiindcă ei sunt deja sub autoritatea spirituală a păstorului. Dar cei care vin musafiri și sunt sub altă autoritate, sub alt păstor sau nu sunt în biserici, eu trebuie și, dacă de multe ori că nu uit și sper că totdeauna să fac lucrul ăsta, să cer persoanei să declare, da, Doamne, da, autoritatea e fratelui păstor, nu știu ce, să-mi facă dezlegare, să-mi facă eliberare și mai departe. În al doilea rând, Domnul zice așa, iată eu stau la ușă și bat, Domnul Iisus Hristos nu invadează viața nimănui, nu intră în viața nimănui dacă omul nu deschide ușa să-l invite pe Iisus. Deci iată eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu, deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine.
Care ușe? Ușa vieții, ușa inimii. Domnul vrea să fie Domn în inima noastră, în viața noastră. Și atunci, ca Domnul Iisus Hristos să lucreze, deci noi ca oameni nu putem face nimic. Ne spune clar Sfânta Scriptură și zice Pavel, despărțiți de Domnul, nu puteți face nimic. Deci noi nu, dacă cineva declară că el are puteri supranaturale, minte. Ori lucrează cu puterea diavolului, ori lucrează cu puterea lui Dumnezeu. Una din două. Deci noi suntem doar niște unelte, niște vase în mâna lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu își exercită puterea, autoritatea și așa mai departe. Și atunci, ca Domnul Iisus Hristos să lucreze prin noi, la o persoană sau alta, persoana respectivă trebuie să-și predea viața în mâna Domnului. Doamne, îți dau voie să lucrez în viața mea, îmi predau viața, sufletul, duhul, trupul meu și toate relațiile mele și tot ce există în mine, predau, Doamne, pun la picioarele tale, ca Tu să fii Domn și Stăpân. Când Domnul este Domn și Stăpân peste o situație, peste o persoană, El lucrează în viața acelei persoane, transformare, schimbare și, în final, mântuire, pocăință și mai departe. Dacă nu este Stăpân, Domnul s-ar putea să nu intervine, să nu lucreze, fiindcă Domnul respectă niște lucruri. Există o rânduială în nivelul lumii spirituale. De aceea, noi, adică eu personal, vă invit pe toți cei ce urmăriți această emisiune, în fiecare emisiune încerc și sper să nu uit, să vă călăuzesc într-o rugăciune, noi numim rugăciune de predare. Adică omul își predă viața în mâna Domnului. Doamne, mă predau. Este așa o cântare frumoasă în limba, I surrender all. Adică mă predau complet, Doamne, ție. Tu ești, tu de azi încolo, când ești, de exemplu, într-un război și te prinde cealaltă parte a războiului, Doamne, mă predau în mâinile voastre, sunt, viața mea este în mâna voastră, face ce vreți cu mine. Nu când devii prizonier. Deci cam așa noi trebuie să ne predăm viața în mâna lui Dumnezeu ca El să lucreze după voia Lui transformarea noastră. De fapt, vă explicam și altă dată că atunci când omul vine la Hristos, Domnul, se botează în apă și se naște din Dumnezeu, de fapt, ce se întâmplă acolo, în primul rând, se schimbă stăpânul. Este o schimbare în titlul de proprietate a stăpânului. Dacă până în momentul când a intrat în apa botezului, domnul tău și stăpânul tău a fost diavolul, că toți ne naștem sub puterea întunericului, în momentul când încheie un legământ cu Hristos, Domnul, Iisus Hristos devine stăpânul tău. Și vedem un exemplu de o casă care o vinde Vasile și o cumpără Ionică. Când se face vânzarea, cumpărarea, se face un transfer de titlu de proprietate de la Ionică la Vasile sau invers. Casa este aceeași, doar stăpânul, proprietarul casei este altul, la fel cu noi. Ieșim din împărăția întunericului și suntem transferați în împărăția luminii sau împărăția lui Dumnezeu. Și Hristos Domnul devine stăpânul nostru. Foarte, foarte important de înțeles acest lucru, fiindcă Dumnezeu nu lucrează acolo unde nu este El stăpân. De aceea, la începutul lucrării de eliberare, una dintre lucrurile care trebuie să le facem, să fim siguri că persoana pentru care ne rugăm sau o consiliem aparține lui Hristos sau măcar își declară de bunăvoie, neslid de nimeni, apartenența aceasta de Hristos, că se supune autorității lui Hristos, se supune ca toată viața lui, întreaga lui ființă, trup, suflet și duh, să fie sub controlul lui Dumnezeu, respectiv al Domnului Iisus Hristos, care este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și vă arătam această rugăciune, nu o mai facem, cei care doriți să o scrieți, doriți să luați notițe, căutați emisiunile trecute, și o să vedeți această rugăciune pe care puteți să vă notați și să o folosiți în ca model pentru cei pe care vreți să-i ajutați ca să poată să fie vindecați, eliberați și așa mai departe. Deci, prima era rugăciunea aceasta de predare sau de domnie a lui Iisus Hristos în fiecare domeniu de viață. A doua era dezlegarea legăturilor pe linie genealogică. Foarte multe lucruri ne urmăresc pe noi și se întâmplă în viața noastră datorită bagajelor, să spunem așa, pe care le ducem cu noi în viață de la părinți, bunici, străbunici și mai departe. Un lucru care trebuie să-l înțelegem este că de multe ori noi plătim pentru ceea ce au făcut părinții noștri. De ce este foarte important când iei o acțiune în viața ta să te gândești că acțiunea aceasta va avea niște urmări nu numai în viața ta și în viața copiilor, în viața nepoților și așa mai departe. Orice lucru pe care îl facem dăm socoteală noi și urmașii noștri.
De aceea este foarte important să ne studiem puțin linia genealogică, să vedem ce au făcut părinții, bunicii noștri, dacă putem să aflăm sau să știm de la cei care i-au cunoscut, fiindcă faptele lor, acțiunile lor ne pot afecta pe noi, copiii noștri și urmașii care vin după noi. Și aceasta era o deslegare de a legăturilor pe linie genealogică. Nu mai intrăm, v-am arătat atunci exemplul acela de rugăciune pentru lucrul acesta. În al treilea rând, era o lucrare foarte importantă de iertare a celor care ne-au făcut rău. Foarte important. Foarte multă lume este extrem de ranchiunoasă, de răutăcioasă și nu vrea să ierte. Dom'le, neiertarea te duce în fundul iadului. Noi, creștinii, ne rugăm în general rugăciunea domnească, cum o numește Scriptura, sau rugăciunea Tatăl nostru. Ei, vreau să fiți foarte atenți că rugăciunea Tatăl nostru are acolo un lucru cheie pe care dacă tu îl rostești și nu faci ce zice acolo, te condamni singur de fiecare dată când te rogi această rugăciune. Deci noi zicem acolo, Doamne, iartă-mi greșalele mele așa cum și eu iert pe cei care mi-au greșit. Acum, dacă tu nu ierți pe nimeni, dragul meu ascultător, fii atent căci s-ar putea ca nici Dumnezeu să nu ne ierte pe tine, fiindcă tu te condamni singur. Deci, oamenii sunt foarte, știu eu, supărați pe linia asta când le spun, domne, trebuie să ies pe cei care te-au blestemat, trebuie să ies pe cei care te-au bătut, te-au jignit, te-au scuipat, te-au... Pe cum, domne, să-l iert pe ăla care m-a blestemat, mi-a făcut atâta rău? Domne, asta este regula la Dumnezeu. Nu putem să schimbăm noi regulile jocului, este ca și la un meci de fotbal, dacă nu respecti regulile, arbitru îți dă un cartonaș, îți dă o avertizare sau chiar te scoate afară din joc. Așa e și Dumnezeu. Nu vrei să te supui regulilor, nu vrei să respecti protocolul lui Dumnezeu, îl numesc eu, regulile pe care Dumnezeu le pune în Sfânta Scriptură, Dumnezeu te dă la o parte. Nu, n-ai cum să primești asistență din partea lui Dumnezeu, indiferent cine se roagă pentru tine, căci noi degeaba ne rugăm dacă Dumnezeu nu intervine. Noi ne rugăm, mijlocim, dar Dumnezeu este Cel ce face lucrarea, înțelegeți? Și atunci trebuie să fim foarte atenți ca să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să putem să iertăm pe toți cei care ne-au greșit, indiferent că au fost în viața noastră sau în viața părinților sau în viața bunicilor, strămoșilor. Este foarte importantă iertarea celor care ne-au făcut rău, da? Deci vă rog frumos să vă schimbați atitudinea dacă până în ziua de azi ați avut dorințe de răzbunare sau dorințe de a face rău celor care v-au greșit. Dumnezeu zice să ne iubim și pe vrăjmașii noștri, da? Deci trebuie să iertăm, ca Dumnezeu să ne ierte. Apoi era un alt aspect, sunt persoane care nu se pot ierta pe ei însuși. Omul a greșit cu ceva, a vătămat pe cineva din greșeală, dintr-un accident sau alte lucruri și omul nu se mai poate ierta pe el. Ei, este foarte important să rezolvăm și problema, aspectul acesta, că prin neiertarea ta, tu deschizi o poartă diavolului care intră și în urma acelei neiertări apar duhuri, apar legături demonice care afectează toată viața ta. Deci și aici trebuie să urmărim să facem această rugăciune, această declarație. Este extrem de important să înțelegem că aceste rugăciuni trebuie făcute cu voce tare, trebuie rostite, nu numai cu în mintea noastră. Deci rugăciunile puternice sunt rugăciuni rostite, declarate cu gura. Nu mai intru în detalii. Următoarea era o iertare, iertarea lui Dumnezeu. Sunt foarte mulți oameni care îl judecă pe Dumnezeu, îl critică pe Dumnezeu, sunt supărați pe Dumnezeu, fiindcă îl fac pe Dumnezeu vinovat de anumite lucruri care s-au întâmplat în viața lor. De exemplu, domnule, a murit un copil în accident, mi-a luat Dumnezeu copilul, Dumnezeu nu mă iubește, Dumnezeu îmi vrea rău și mai departe. Nu este așa, Dumnezeu niciodată nu este de vină. Dumnezeu este perfect, sfânt, drept și adevărat. Ceea ce este de vină, ești tu de vină, sunt faptele tale, păcatele tale, acțiunea diavolului, diavolul este cel care face lucrarea, dar este îngăduită de Dumnezeu din cauza nerânduielii tale. Sau că este un păcat în viața ta, sau că este un blestem în viața ta, sau părinții, bunicii, strămoșii tăi, viața ta n-a fost pusă în rânduială niciodată,
și diavolul are un drept, o poartă deschisă. Deci Dumnezeu, încă o dată, repet, este drept atât cu noi cât și cu diavolul. Când diavolul merge și aduce o pâră, zice, uite, Doamne, ce face pocăitul, uite ce face creștinul, uite ce face omul acesta, uite, azi păcătuiește, mâine, poimine. El pune acolo la dosarul tău plângeri. Dacă tu nu le mărturisești păcatele, nu cer ca Domnul Iisus Hristos să le acopere cu sângele Domnului, dacă tu nu îți pui lucrarea, viața în rânduială, diavolul te va lovi. Spune că păcatele noastre pun zid de despărțire între noi și Dumnezeu și îl împiedică să ne asculte. Înțelegeți? Deci trebuie să fim foarte atenți să cerem iertare înaintea lui Dumnezeu pentru că l-am acuzat pe Dumnezeu sau l-am blestemat pe Dumnezeu. Oamenii înjură cu atâta ușurință sau se blastămă cu atâta ușurință încât nu-și dau seama că noi, spune cuvântul, vom da socoteală de orice cuvânt nepotrivit care l-am scos pe gură. Deci nu putem să ne blăstămăm pe noi sau să blăstămăm copiii noștri. Sunt atâtea cazuri care le am, vin copii care vin, m-a blestemat mama, m-a blestemat tata, m-a blestemat bunicul, bunica, și blestemele de mamă, de părinți, se leagă 100%, nu există. Înțelegeți? Deci dacă mama sau tata sau persoana din familie care te-a blestemat nu vine să-și ceară iertare lui Dumnezeu până la sfințitul soarelui, blestemul acela rămâne, este întemeiat, diavolul îl va folosi ori de câte ori va avea posibilitate împotriva ta. Da? Zice Domnul cuvântul, să n-a pune soarele peste mânia voastră. Chiar dacă te-ai mâniat și ai scăpat un cuvânt nepotrivit, până n-a pune soarele, trebuie să-l mărturisești, te pui pe genunchi, să ceri iertare, ca diavolul să nu poată să aducă o pâră. Deci foarte important să înțelegem aceste lucruri. Și am ajuns săptămâna trecută la exemple de păcate. Că de multe ori oamenii spun, domnule, eu le spun așa, că ne cere Sfânta Scriptură să ne împăcăm. Împăcați-vă, oameni buni, cu Dumnezeu. Și am zis, domnule, cu ce să mă împac? Eu n-am dat în cap la nimeni, n-am omorât pe nimeni. Omule, sunt extrem de multe păcate care te pot face vinovat înaintea lui Dumnezeu. În primul rând, cel mai grav păcat este păcatul strămoșesc care l-am preluat de la Adam. Orice om născut pe planeta Pământ înaintea lui Dumnezeu e vinovat. De ce? Fiindcă a păcătuit strămoșul Adam. În păcat m-a zămislit mama mea, zice Scriptura. Păcatul este în noi, păcatul este în lume, trăim într-un trup corupt. Înțelegeți? Deci nu putem nici unul să ne dezvinovățim că nu am avea păcate. Toți avem. Zice, toți au păcătuit, toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Deci, pe lângă asta sunt păcate grele. Și am arătat aici că mărturisirea oricărui păcat personal este foarte importantă pentru să oprim dreptul de intrare a demonilor și a duhurilor. Deci, păcatele noastre sunt cele care deschid poartă de intrare și sigur că diavolul le folosește și după ce un singur demon a intrat, ăla poate să meargă să-mi aducă alte 7 demon-duhuri care să afecteze viața ta. Și arătam aici că unul dintre cele mai grave este păcatul ocultismului. Poate că nu înțelegeți ce înseamnă ocultism, asta înseamnă vrăjitorie, ghicitorie și alte lucruri pe care oamenii le folosesc punând blesteme, făcând tot felul de vrăjitorii, legătorii demonice, folosind puterea satanei. Oamenii invocă, așa cum noi chemăm prezența și puterea Duhului Sfânt, puterea Dumnezeu, cei care sunt în partea extremă, în cealaltă parte, folosesc puterea diavolului și invocă tot felul de duhuri, de puteri, fac tot felul de lucruri, de chiar sacrificii umane sau sacrificii animale, aduc și ei vărsări de sânge, așa cum se făcea în Vechiul Testament, se aduceau animale care erau sacrificate pe altar. Și prin aceste puteri demonice fac tot felul de vrăjitorii, tot felul de ghicitorii, tot felul de folosesc puterile întunericului. Ei, ăsta este unul dintre cele mai grave păcate și este considerat păcat de moarte. Ai făcut păcatul acesta, absolut trebuie să-l mărturisești, absolut trebuie să fii dezlegat, absolut trebuie să fii eliberat, că altfel diavolul are acces în viața ta, în viața copiilor tăi, să tot duce zeci de generații după tine. Deci, de asta spuneam, dacă, de exemplu, ai avut unul dintre strămoșii tăi care s-a ocupat cu vrăjitoria și numai departe sunt oameni care să capete putere de la diavolul, vin și închină
familia lui și urmașii lui, cu nepoți, copii, nepoți și mai departe, în slujba diavolului. Dacă treaba asta s-a făcut, fii sigur că ești sub stăpânirea diavolului și diavolul face ce vrea în viața ta, fiindcă tu ești închinat diavolului. Noi trebuie să fim închinați Domnului, nu diavolului. Deci aici trebuie să fim foarte atenți dacă avem informații că părinții, bunicii, strămoșii noștri s-au ocupat cu vrăjitorii sau alte lucruri de ocultism, ele trebuie absolut mărturisite și trebuie să fie eliberat, dezlegat. Oamenii se mai blastămă și ei cu anumite lucruri sau fac anumite juruințe sau se ceartă cu cineva din familie, ce, domne, dacă voi mai intra vreodată în casa ta sau în curtea ta, să mă pedepsească Dumnezeu pe mine sau să-mi omoare Dumnezeu copiii sau... Oamenii scapă anumite lucruri, se jură cu niște lucruri foarte grave. Ei, trece un an, trec doi, trec trei, el uită și se duce în curtea surorii sau fratelui sau mamei, unde a zis când se mai duce. Ei, blestemul intră în acțiune. Cele blesteme se pot rupe, poți să fii dezlegat de ele, dar trebuie să vii să mărturisești păcatul pe care l-ai săvârșit atunci când ai afirmat cu gura ta acele lucruri. Oamenii mai fac, sau zic să orbesc, să mor, să mă ardă focul, să, Doamne ferește. Deci tot felul de lucruri pe care oamenii le afirmă și își pun singur blesteme peste ei, trebuie să fii eliberat de ele, dezlegat de ele, că altfel ele vor lucra sau în viața ta, sau în viața copiilor sau nepoților tăi. Da? Deci păcatul ocultismului este unul dintre cele mai grele, considerate tot păcate de moarte. Al doilea păcat, care este la fel de greu și este foarte practicat în vremea aceasta, este păcatul sexual. Aici sunt foarte mulți oameni robiți de problema aceasta a sexului și a sexualității. De ce? Diavolul folosește toate metodele de mass media și de alte forme posibile ca să ne infecteze mintea, ochii, cugetul și să ne dea tot felul de lucruri pe care firea le dorește și le poftește și omul devine robit de aceste lucruri. Adică vă dau un exemplu. Am avut cazul de a consilia o pereche de niște tineri care el, bărbatul, era așa de robit de pornografie încât nu se mai putea dezlipi de calculator și a ajuns până acolo încât să nu mai poată să aibă o relație sexuală cu soția lui, că el efectiv se alimenta din ceea ce vedea pe internet, se masturba singur și, mă rog, a ajuns să fie robit de aceste lucruri. Trebuie să fim foarte atenți. Păcatul curviei. Curvia este atunci când două persoane au un act sexual și nu sunt căsătoriți. Chiar tineri care, de exemplu, au planificat, domne, ne logodim și dorim să ne căsătorim, până nu ați încheiat actul căsătoriei și v-ați declarat înaintea lui Dumnezeu și ați fost binecuvântați de Dumnezeu, dacă ați făcut actul sexual, este curvie. Dacă, de exemplu, a rămas femeia însărcinată în timpul cât încă nu erau cei doi căsătoriți, copilul care se va naște sub blestem. El se va naște, va fi un copil născut din curvie. Foarte mare atenție. Și de acolo vin boli, probleme, necazuri și băi, de ce? Păi, bun, păi noi eram planificați să ne căsătoriți. Da, erați, dar nu erați încă căsătoriți. Deci, normal, doi tineri nu pot să aibă o relație sexuală decât după ce au încheiat căsătoria înaintea oamenilor la primărie unde se face oficierea și înaintea lui Dumnezeu în biserică. Foarte important. Al doilea păcat, la fel de greu sau mai greu, este preacurvia. Preacurvia este pentru un bărbat care este căsătorit sau o femeie care este căsătorit, se duce și are o relație sexuală cu o altă femeie căsătorită sau chiar dacă e necăsătorită, dar este el căsătorit. Pentru el este păcat de preacurvie, pentru ea este păcat de curvie. Și aceasta se practică, este la modă, în general lucrurile încep la locul de muncă, oamenii încep să-și facă tot felul de apropouri și aruncă anumite lucruri la început în glumă, urmă mai în serios și încep să se întâmple lucruri care pot să-ți distrugă familia și viața. Ceea ce este practicat în vremea aceasta și este la modă și avem
cazuri în nenumărate orașe unde, de unde mă sună oameni sau care vin la noi la biserică, blesteme care, cu care bărbații în general sunt furați de la familie. Adică, bărbatul lucrează undeva sau are o relație cu o femeie la care la început a fost doar o relație amicală, pe urmă devine puțin mai serioasă, femeia aceea zice, bă, stai că nu-i rău să-l prind pe ăsta, că e băiat bun, lucrează, muncește, ia să-l pun eu la treabă pentru mine. Se duce la o vrăjitoare, destul să-ți ia un obiect, o haină, destul să-ți ia un fir de păr, destul să-ți ia un fir din țesătură sau o poză sau știu ce alte lucruri. Se duce și îți face un blestem. De ce? Fiindcă tu deschizi poarta. Că dacă tu ai fi serios și ai spune, auzi, fetiță dragă sau fată sau femeie, eu sunt un om căsătorit, am copii, am nevastă, eu nu am nevoie de o aventură extraconjugală, eu îmi văd de treburile mele, dacă te-ai gândit la alte lucruri, te rog să-ți vezi de treabă. Omul merge, bă, e o mică aventură, nu strică, ia să vedem, să cunoaștem și altă treabă și omul încetul cu încetul cade în cursă. Dacă ar fi o simplă aventură, n-ar fi prea grav, da? Sunt femei care zice, băi, asta e așa, că ăsta și-a deschis inima. Ăsta mă dorește pe mine, ia să-l pun eu să muncească pentru mine. Și se duce și strântește un blestem prin care te leagă să-ți urăști nevasta, să-ți urăști copiii, să o vezi numai pe ea și să lucrezi pentru ea, să-i dai bani, să o susții pe ea, să o întreții pe ea. Sunt nenumărate cazuri, dragii mei ascultători, nenumărate cazuri pe care le am, oamenii mă sună din Timișoara, din Deva, din Alba Iulia și mai departe, din diferite părți, cu probleme de felul ăsta. Înțelegeți? Și avem și biruință, dar să știți că nu este ușor. De ce? Fiindcă el e legat și orbit, el nici nu știe. El atâta vede că își urăște copiii, își urăște nevasta, nu mai vrea să vină acasă, o întreține pe aia, e ca un robot, lucrează pentru ea. Aia sigur că se bucură că are un fraier, să nu zic altfel, care îi dă bani și așa mai departe, sigur că trăiesc împreună, se mută chiar cu ea și așa mai departe. Trebuie foarte multe rugăciuni, post, trebuie multă mijlocire înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-l trezească pe el, să se rupă legăturile acelea, că el dacă ar veni și ar fi conștient, Doamne, am greșit, mi-am înșelat nevasta, mi-am nesocotit copiii, m-am dus cu altă femeie, am prea curvit. Dacă și-ar mărturisi păcatul, ar fi conștient de problema păcatului, ar fi ușor de ajutat și de deslegat. Dar el nu mai, mintea lui nu mai este normală, mintea lui nu mai este întreagă, nu mai este în nu, trebuie să-și vină în fire, el este legat, este orbit. Și atunci, cea care trebuie să mijlocească pentru el este soția, care trebuie să strige la Dumnezeu, ne rugăm noi cu biserica, mă rog eu personal și așa mai departe, ca Dumnezeu să-l trezească, Dumnezeu să rupă legăturile demonice, Dumnezeu să intervină ca să se poată restaura familia aceea. Sunt foarte multe cazuri. Este foarte ușor, cum spunea cineva într-o zi, domne, este foarte ușor să faci rău, este foarte greu să faci bine. Deci asta sunt probleme de preacurvie care duc la exemple de acestea de vrăjitorie prin care oamenii sunt legați. Nu trebuie neapărat să te culci cu ea. Doar că stai de vorbă, că îi dai atenție, ieși cu ea la o cafea, ea te vede fraier, te vede că îți place de ea și destul să-ți iau un fir din haină, să-ți iau o batistă, să-ți iau un lucru, un fir de păr, o fotografie și așa mai departe. Și sigur că pe urmă, când nu vrei să o mai slujești pe ea, începe și te maltratează și începe și spune blesteme ca să te omoare, spune bol și așa mai departe. Deci lucrarea merge foarte adânc. Am auzit foarte multe cazuri de vrăjitoria voodoo. Îți ia o poză și cu poza ta face o păpușe și apoi vine cu acu și înțeapă și acolo unde înțeapă apar durere, apar suferințe. Apoi sunt lucruri care nu vă dați seama ce se întâmplă în lumea aceasta. Deci trebuie să fim foarte, foarte atenți la aceste lucruri. Se pare că au început artificiile acum la noi, la Alba Iulia. Aud aici în studio, de afară, că se a pornit spectacolul de artificii. Așa că cei care sunteți afară, Domnul să vă binecuvinteze și să vă bucurați de artificii, cei care ați rămas în casă, să mă ascultați pe mine, Domnul să vă binecuvinteze și mai mult. Bun, pornografia, da, am anunțat-o, este foarte addictiv, deci oamenii devin
legați, robiți de pornografie și foarte greu ca să mai fii dezlegat dacă nu ai disciplină să poți să închizi canalul respectiv să... și rețelele acestea de diferite site-uri când te prinde că ai intrat o singură dată pe un site de pornografie sau ceva, începe să-ți dea, să-ți bagă pe gât, să-ți toarnă pe moară din greu, alte site-uri asemănătoare cu ăla. Trebuie să înveți să le scoți din calculator, să le ștergi, să nu te mai uiți, să nu mai deschizi. Te-a prins diavolul o dată, să te mai prinde și a doua oară. Sigur că sunt păcate și mai grave, cum este homosexualitatea. Dumnezeu vede homosexualitatea ca și un lucru urâcios, urât de Dumnezeu, sau lesbiene, sau alte, tot felul de urgii, oameni care folosesc acte sexuale cu animale, sau tot felul de urgii care se practică în vremea aceasta, așa că trebuie să fim foarte atenți la toate păcatele pe linie sexuală. Unul dintre lucruri care diavolul prinde foarte mulți oameni în vremea aceasta. Apoi, al treilea rând, arătam că este nevoie să mărturisim și alte păcate sau adicții sau lucruri care ne robesc. De exemplu, oameni robiți de fumat. Fumatul este un viciu. Sunt duhuri care ne afectează pe linia aceasta a fumatului și sunt oameni care cheltuiesc o grămadă de bani pe țigări, că nu sunt ieftine, ca să-și satisfacă o așa plăcere care zic ei nu mă pot lăsa. Te poți lăsa dacă vrei să te lași, Dumnezeu te poate ajuta să poți să fii scăpat de problema asta. Altă treabă este beția. Sigur că și alcoolul este un lucru care ne poate robi și sunt oameni care nu se limitează la un pahar, două, ci devin robiți, oameni care devin alcoolici, oameni care își cheltuiesc toți banii și pe lângă asta mai fac scandaluri, își bat nevasta, copiii și așa mai departe, intră tot fel de clinciuri cu oamenii din jurul lor și aici este un păcat care se poate rezolva, un viciu care poate fi rezolvat, sunt duhuri care pot fi scoase. Drogurile, în vremea aceasta, este iarăși un viciu foarte puternic, foarte mulți oameni sunt robiți de droguri, din păcate, după cât aud copiii încă de la fragedă vârstă, de la 10 ani în sus, vor să încerce, la început este curiozitatea, pe urmă devine adicția și așa mai departe, ajunge să dea în cap, să fure, să... Aveam un caz într-o familie unde copilul foarte posedat de aceste duhuri, fura din casă, fura televizorul, fura lucruri din casă, le vindea, le ducea la manet pe nimic ca să strângă niște bani să poată să-și cumpere droguri. Deci este foarte, foarte grav. Altă problemă la fel de periculoasă sunt jocurile de noroc. Atenție că cei care sunt puși acolo ca să vă vândă vouă tot felul de lucruri în jocuri de noroc, nu sunt puși să piardă bani, ci să câștige. Ăia dacă ar pierde bani, n-ar mai fi în business. Ați înțeles? Deci foarte mare atenție, că sunt tot felul de trucuri și acolo, tot felul de lucruri cu care oamenii sunt atrași și auzeam niște treburi care nu venea să cred, de exemplu la mașinile astea, slot machine-urile și astea, patronul pune acolo 2-3 oameni care le dă bani, un punct de bani, numai să se joace acolo și sigur din când în când ea câștigă, dar nu-s banii lor, că-s banii patronului. Că am zis, uite bă că ăla câștigă, uite bă că ăla face, uite ce face. Și vii și tu ca fraierul, bă, bag și eu banii acolo, că poate că sau. Sigur, tot felul de pariuri, tot felul de lucruri, nu intru în amănunte că sunt extrem, extrem, extrem de periculoase. Sigur că și jocul la bursă și alte lucruri, toate sunt lucruri diabolice. Eu încercam și eu, să mai facem niște bani, să încercăm niște investiții, niște treburi. Ori de câte ori încercam, bum, pierdere, pierdere, pierdere. Încercam să-L conving pe Dumnezeu că, Doamne, dar avem nevoie de bani, dar putem să câștigăm niște bani, ca și cu la loterie sau alte lucruri. Doamne, știți cât rău a făcut și la noi în țară, când a fost treaba aceea cu Caritasul, unde oamenii și-au pierdut casa, masa, și-au vândut vaca, și-au vândut animalele ca să joace la Caritas și, în urmă, sau o grămadă de oameni au rămas fără bani și a fost o problemă foarte gravă, care a prins pe mulți oameni și m-a prins pe mine. Acolo m-am dus și eu, să mă duc și eu, dar sigur că am pierdut, n-am câștigat nimic. Deci, foarte mare atenție, fiindcă vrăjmașul știe foarte ușor cum să ne acapareze pe linia aceasta și să te prindă, să zică, domnule, niciun păcat, te duci și tu și alții fac. Nu, trebuie să fim foarte atenți și orice lucru îl facem, orice lucru îl săvârșim, trebuie să cerem acordul lui Dumnezeu.
Acolo zice într-un pasaj, spune că oamenii își fac planul, ce domnule, mă voi duce în cutare oraș, în cutare târg, voi face negoț, voi vinde, voi face, voi drege, voi face o grămadă de bani. Și Sfânta Scriptură așa, nu! Tu te zici, Doamne, dacă Dumnezeu va voi, dacă Dumnezeu va îngădui, mă voi duce în cutare oraș, voi face negoț, voi cumpăra, voi vinde și voi face bani. Deci dacă este voia Dumnezeu, trebuie să-L implicăm pe Dumnezeu în toate relațiile noastre, să cerem ajutorul, să cerem călăuzirea și dacă Dumnezeu zice nu este bine, omule, las-o baltă. Nu te băga acolo unde nu îți fierbe oala și acolo unde nu trebuie să te bați, că în final vei pierde, vei avea dureri, suferințe și vor suferi și cei din jurul tău. Da? Deci trebuie să fim foarte atenți. Bun, alt aspect era pocăința de păcat, adică a te pocăi de un păcat înseamnă a te întoarce de la păcatul respectiv. Deci nu ajunge, domne, bun, am tras o beție puternică, mă duc și îmi cer iertare, dar mâine seară din nou un birt, mâine seară din nou în jurul paharului și în jurul mesei cu toți bețivii și iar o fac lată, dar eu mâine dimineață când mă trezesc, îmi pare rău și îmi cer iertare, dar eu o fac iar. Ei, nu, pocăința zice, întoarce-te. Cuvântul pocăință vine de la cuvântul din limba greacă metanoie, în schimbarea direcției. Cum ziceam noi în armată, când ne spunea la stânga împrejurare, înseamnă că te întorceai jumătate de cerc și mergeai în direcția opusă. Asta vrea și Dumnezeu. Dacă până acum te-ai dus la păcate, te-ai dus spre lucruri rele, omule, întoarce-te 180 de grade și du-te în direcția cealaltă. Fugi de păcat, lipește-te de bine, lipește-te de Dumnezeu. Deci trebuie să fim foarte atenți că pocăință înseamnă a te opri de la păcatul care l-ai făcut. Sunt situații în care omul singur nu poate. De aia zice Domnul Iisus, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Doamne, avem nevoie de ajutorul Tău, de intervenția Ta, copiii care sunt copiii Domnului, care își predau viața lui Dumnezeu, ei cer ajutorul și sprijinul Domnului și Domnul este Cel care te ajută. Când devii un copil al lui Dumnezeu, Dumnezeu îți poartă de grijă, zice că Dumnezeu dă, dar nu bagă și în straiță. Deci trebuie să cerem ajutorul, dar trebuie să ne facem și noi partea. Niciodată Dumnezeu nu va face ceea ce tu trebuie să faci. Partea ta, tu trebuie să ți-o faci, da? Încă o dată îmi cere tare, dacă auziți ceva bubuituri în spatele meu, sunt bubuiturile care vin de afară, de la focul de artificii, de la, mă rog, spectacolul care este aici la noi în Alba Iulia. Și sigur că un alt aspect care vrem să discutăm este rugăciunea de renunțare la lucrările diavolului. Și aici trebuie să facem o rugăciune prin care să renunțăm la toate lucrările pe care diavolul le-a adus în viața noastră și declarația aceasta, nu știu dacă am făcut-o data trecută, sună cam așa. Diavole sau satană sau cum vrei să-i spui, drage, renunț la tine și la toate lucrările tale din viața mea. Printr-un act al voinței mele și prin puterea pe care mi-o dă Iisus Hristos din Nazaret, deci atenție că aici vin puterea Domnului Iisus, închid ușile vieții mele la toate punctele de intrare demonică pe care le-ai câștigat prin păcatele mele din trecut. Îți declar în numele lui Iisus Hristos că, care te-a înfrânt la calvar, că nu mai ai niciun drept să mă tulburi în lucrurile pe care le-am mărturisit, de care m-am pocăit, adică m-am întors de la ele, acum și de care am fost iertat și curățit prin sângele Domnului Iisus Hristos. Foarte important. Deci trebuie să renunțăm. Diavolul a câștigat teren în viața noastră, nu, acum trebuie să renunțăm și să declarăm încă o dată rugăciunea declarată cu gura. Are foarte mare putere, este extrem de important. Deci, încă o dată, satan sau diavole sau drace sau cum vrei să-i spui, renunț la tine și la toate lucrările tale din viața mea printr-un act al voinței mele și prin puterea pe care mi-o dă Iisus Hristos din Nazaret, închid ușile vieții mele la toate punctele de intrare demonică pe care le-ai câștigat prin păcatele mele, din prezent și trecut, sau prin păcatele strămoșești. Îți declar în numele lui Iisus Hristos care te-a înfrânt la calvar, sigur că diavolul este un înfrânt și are timp puțin, că nu mai ai niciun drept să mă tulburi în lucrurile pe care le-am mărturisit, deci odată păcatul mărturisit la Dumnezeu este iertat, de care m-am pocăit, adică de care m-am întors și nu-l mai săvârșesc acum și de care am fost iertat și curățit
prin sângele Domnului Iisus Hristos. Vă spuneam și altă dată, sângele Domnului Iisus Hristos are cea mai mare putere. Nu există păcat care nu poate fi acoperit de sângele Domnului sau iertat. Singurul lucru care Dumnezeu îl acceptă este jertfa de la Calvar a Domnului Iisus Hristos. Acum, alt aspect, sigur că aici trebuie să intervină lucrătorul, cel care face consilierea, în cazul acesta sunt eu, care trebuie să iau autoritate și să fac o declarație. Deci această rugăciune de proclamare trebuie făcută direct de către cel care slujește pentru cel slujit, adică cel care face consilierea, în cazul ăsta eu sau preotul sau păstorul sau lucrătorul care este rânduit de Dumnezeu să facă lucrarea de dezlegare a legăturilor sufletești. Aici un tip de rugăciune este în numele Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt vin să iau autoritate, deci trebuie să exercit. Deci Dumnezeu a pus în noi o foarte mare autoritate și putere în numele lui Iisus Hristos. Deci iau autoritate, foarte important. Ca lucrător, de asta spun celor care sunteți lucrători pe linia asta, iau autoritate să dezleg orice legături sufletești nepotrivite ale Duhului, ale sufletului și ale trupului. Deci trebuie să lucrăm la toate cele trei nivele. Omul este Trinitate, așa cum este Dumnezeu, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Noi suntem suflet, Duh și trup. Da? Deci dezleg orice legătură demonică, orice legătură sufletească nepotrivită ale Duhului, trupului și sufletului, care au fost stabilite între tine și aici pot să fie anumite persoane sau pot să fie diavolul, despart aceste legături în mod supranatural și rog pe Dumnezeu să îndepărteze de la tine și îi declar numele persoanei orice influență exercitată de vreo altă persoană, dacă sunt persoane care prin exercitarea autorităților, de exemplu, tatăl este o autoritate spirituală în casă asupra soției și asupra copiilor. Dacă tatăl te-a blestemat, el trebuie să-și are iertare. Așa? Și să aducă înapoi la tine orice parte din ființa ta care a fost legată în mod greșit de o altă persoană. Poți să fii legat de o vrăjitoare, poți să fii legat de părinți, poți să fii legat de știu eu ce altă persoană care a avut autoritate asupra ta în timpul copilăriei, în timpul tinereții, adolescenței. Deci aici se pot întâmpla foarte multe lucruri. Această rugăciune declarativă poate fi urmată de rugăciunea de eliberare de demoni intrați prin legăturile sufletești la care s-a făcut referință. Deci dacă cercetăm bine, stăm de vorbă bine cu cei care consiliem, vedem că au fost diferite probleme, diferite etape care au început poate chiar din frage de pruncie. Dacă sunteți gata să intrați în slujirea de eliberare, trebuie să continuați în felul următor. Vorbesc acum în mod direct fiecărui duh rău. Deci aici avem anumite duhuri de beție, de curvie, de cutare, de cutare. Deci în mod direct trebuie să vorbim fiecărui duh care a profitat de această legătură sufletească păcătoasă. Duh necurat, în numele, nu, duh de cutare, îl numești după funcția pe care vrei sau dacă îi știi numele, poți să-l numești pe nume. Și duhurile au nume. Nu mai e niciun drept de ședere în această persoană și îți poruncesc, deci asta face lucrătorul, îți poruncesc să pleci imediat, fără a răni sau a face vreun rău. Sunt anumite duhuri necurate care atunci când pleacă din om, îl trântesc la pământ, poate să-l facă să leșine sau un duh care nu vrea să fie scos afară, înțelegeți, el cheamă alte duhuri în ajutor, duhurile lucrează împreună, comunică împreună și poate să aducă un duh care să pună omul să adoarmă sau să cadă în leșin sau poate să cheme chiar un duh de moarte și omul să moară în mâinile tale. Sunt lucrări foarte riscante care nu ne jucăm cu ele. Trebuie să fim siguri că suntem sub autoritatea care Dumnezeu ne-o dă, suntem însărcinați de Dumnezeu să facem lucrarea aceea și putem să controlăm aceste duhuri în noutatea lui Hristos. Deci aici sunt lucruri care trebuie să le facă un lucrător experimentat care trebuie să fi lucrat cel puțin o perioadă de timp cu un alt lucrător experimentat și de-abia după ce, și niciodată să nu faci singur lucrurile astea. Se întâmplă foarte multe lucruri și acuzații și este bine să vii totdeauna însoțit de o altă persoană. Dacă, de exemplu,
consideri o femeie de alt de sex opus, trebuie să ai cu tine soția ta, de exemplu, cum sunt eu, sau o altă persoană care să poată să asiste persoana de sex opus. În caz că e leșină sau ceva, n-ai dreptul să te apuci să pui mâinile, să începi să pipăi, să faci, să faci respirație gură la gură sau alte treburi. Deci trebuie să fie o altă persoană implicată de același sex care să lucreze împreună cu tine, să fie autorizată de Dumnezeu, să fie împuternicită ca să se poată face lucrarea respectivă. Deci diavolul poate să facă tot felul de înșenări și apoi să te facă de râs, să te discrediteze. Da, domnule, ăsta a pus mâna pe ea, a pus mâna unde nu trebuie, a atins, a făcut, o cutare, a făcut anumite propuneri, sau diavolul poate să trimite până care zice că e demonizată sau e cum e și faci consiliere unul la unul și au să zic că domnule a sărit la mine, mi-a vrut să-mi tragă hainele jos de pe mine, știu eu ce înșenări, și tu dacă nu ai martor, n-ai pe altcineva care să te susțină, poți să cazi victimă diavolului, să fii discreditat, vorbit de rău și așa mai departe. Deci eu vă învăț să fiți foarte atenți în aceste situații. Când vă luptați cu duhurile care sunt mult mai puternice și mult mai șirete, noi în puterea noastră nu putem face nimic, ceea ce putem face este că Duhul Sfânt este în noi și Duhul Sfânt ne dă putere și autoritate și călăuzire, dar trebuie să lucrăm cu înțelepciune. Da? Adică nu vă îndemn să faceți aceste lucruri. Este un caz în Sfânta Scriptură când spune că fiii unui preot, preotul Sceva, l-au văzut pe Pavel care scotea duhurile și lega duhurile, scotea afară, s-au dus și ei și au încercat să scoată duhurile dintr-un om îndrăcit. Și eu zic în numele lui Iisus pe care îl provedește Pavel, vă poruncesc să ieșiți. Și Duhul a zis, da, bun, pe Pavel îl știm, pe Hristos îl vrem, dar voi cine sunteți? Și spune că Duhul acela a sărit peste ei prin persoana respectivă și când diavolul este într-o persoană, are putere foarte mare, am avut experiența asta, și a sărit pe ei, a dezbrăcat în pielea goală, i-a bătut și sigur că i-a disprețuit, i-a afectat și toată lumea a aflat despre lucrul acesta. Deci nu vă îndemn să intrați într-o situație în care nu sunteți capabili sau autorizați de Dumnezeu să o faceți. Da? Trebuie să fie mare, mare atenție. Acum, un lucru care e foarte important de înțeles și mai avem puțin și apoi o să încerc să încheie subiectul acesta, este umplerea cu Duhul Sfânt. Deci, ce se întâmplă? Când o sticlă, de exemplu, ai o sticlă, un vas, care este plină cu, știu, o substanță rea, de exemplu, o travă, venin, știu eu ce alte lucruri sunt într-o sticlă. Noi, ca să eliminăm problema care există acolo, în primul rând trebuie să golim sticla. Deci, golim sticla aceea. Asta înseamnă că scoatem afară, deci scoatem duhurile afară. Acum sticla rămâne goală, da? O curățim, se zice prin sângele Domnului Iisus Hristos, sticla e curățită, sfințită, nu, acum ea este goală. Dacă noi nu o umplem cu ceva, ea poate fi din nou umplută cu venin, cu substanță rea. Și atunci trebuie să o umplem cu ceva bun, o umplem cu apă sfințită, o umplem cu ceva care să nu mai permită altei substanțe să fie introdusă în vasul respectiv. Ei, noi suntem cuvântați ca niște vase de cinste. Acum, dacă noi am scos diavolul afară din noi, duhurile necurate le-am scos din noi, ei, noi acum vrem ca trupul nostru, ființa noastră, să fie umplută de prezența Duhului Sfânt. De ce? Acolo unde este prezența Duhului Sfânt, diavolul nu poate să stea. Nu poate să fie și Duhul Sfânt în noi, să fie și diavolul, nu se poate. Deci acolo unde este umplere cu Duhul Sfânt, sigur că mai sunt umpleri parțiale, să fim atenți, sunt oameni care sunt copiii Domnului, care sunt botezați cu Duhul Sfânt și totuși au anumite sectoare din viața lor, anumite cămăruțe, așa cum într-o casă, sunt și dormitoare, este și sufragerie, este și cămară, și bucătărie, și pivniță, și aia, și aia. Sunt anumite sectoare din viața noastră care n-au fost complet eliberate și diavolul s-a retras acolo, stă ascuns. Dar la momentul potrivit, din nou apare și apare tot felul de lucruri care, bă, de unde mai vine mă ăsta? De unde vin gândurile astea peste mine? De unde vin lucrurile astea? Înțelegeți? Dom'le, am fost robit toate de pornografie, dar eu nu mai fac lucrarea asta de pornografie. Da, dar îmi vin gânduri pe mine, mă robesc tot fel de gânduri. Mi-apar tot felul de imaginații, îmi doresc tot felul și eu nu vreau să mă gândesc la ele. Și totuși apare, e, opa, mai este o rămășiță, mai este o reminiscență acolo, ceva care n-a fost tratat complet. De aceea noi trebuie să predăm toate colțișoarele vieții noastre, toate unghierele, toate cămăruțele
să fie predate în, în slujba Domnului, sub dominația Domnului și să fim umpluți cu Duhul Sfânt, să fie o nouă ungere a Duhului Sfânt să fie pusă peste noi. Și sigur că rugăciunea aceasta se face de cel care îi se slujește. Și el trebuie să spună, de cel pe care îl consiliem, el trebuie să spună: Doamne Iisuse, un exemplu de rugăciune, îmi încredințez întreaga ființă, duc, suflet și trup în mâinile tale, te rog să mă umpli cu Duhul Sfânt pentru ca să fiu pe deplin al tău. În numele lui Iisus Hristos m-am rugat, amin. Deci e foarte important ca noi să fim ai Domnului. Este o cântare care spune: sunt al lui, al Domnului. Deci noi trebuie să fim la toate nivelele, să aparținem lui Hristos. Repet încă o dată: Doamne Iisuse, îmi încredințez întreaga ființă, ființa reprezentând Duhul, sufletul și trupul nostru, în mâinile tale, te rog să mă umpli cu Duhul Sfânt pentru ca să fiu pe deplin al tău. În numele lui Iisus Hristos m-am rugat, amin. E foarte importantă această lucrare ca să nu mai rămână niciun loc, niciun colțișor în, în viața noastră care să mai permită diavolului să vină și să-și reocupe locul acela pe care l-a folosit poate de ani de zile în viața noastră sau în viața familiei. Cam asta ar fi lucrurile. Sigur că erau multe de, de spus, era foarte interesant să discutăm puțin de ce, asta era următorul capitol, da, nu mai este timp, rămâne pe data viitoare, anul viitor, așa cum vă spuneam, astăzi este ultima emisiune în direct. De ce? Eu cu familia o să plecăm în Statele Unite și acolo o să stăm vreo 3 luni, dar la întoarcere vă promit că o să încercăm să reluăm aceste lucruri și să le dezvoltăm mai mult. Era un capitol intitulat De ce unii oameni nu sunt eliberați sau vindecați? De ce? Ei, fiindcă sunt anumite lucruri care nu le cunoaștem, nu le știm, oamenii le tratează cu ușurință și mai departe. Sigur că mai era un capitol, sfaturi pentru cei eliberați. După ce ai fost eliberat, să-ți menții eliberarea și să rămâi curat, să rămâi umplut cu Duhul Sfânt și să poți să fii folosit de Dumnezeu ca un vas de cinste. Ne oprim aici. Ca de obicei, în fiecare emisiune vreau să vă prezint o cântare frumoasă, un videoclip pe care l-am înregistrat în Biserica Maranata și în această seară vă prezint o cântare frumoasă care se cheamă Trăiască Domnul. Vă doresc vizionare plăcută la acest videoclip. Pot uita vreodată de iubirea arătată de M-am îmbrăcat în haine albe, a pus pe mine vodoabele din cer. El mi-a dat haina de nuntă, ce privirea o încântă oricum. Și-n mine a pus o taină, e iubirea sa de mama Domnului. Trăiască stânca mea, în care mă-ncred. Trăiască Domnul, El este stânca mea și cetățuia mea. Trăiască Domnul, El este stânca mea, în care mă-ncred. Trăiască Domnul, El este stânca mea și cetățuia mea. Și timpul când va trece, nu vreau să fie rece inima. Eu vreau să-i simt iubirea la Cel ce nemurirea dar mi-a dat. Dumnezeu îmi tărie ca să-i cânt cu bucurie numai Lui. În
ca și în clipe grele, îmi trimite mângâiere harul Lui. Trăiască Domnul, El este stânca mea, în care mă încred. Trăiască Domnul, El este stânca mea și cetățuia mea. Trăiască Domnul, El este stânca mea, în care mă încred. Trăiască Domnul, El este stânca mea și cetățuia mea. Când vine dor pe urme, puneau viața să-mi curme, i-am găsit o cetate de scăpare, ajutor și alinare la necai. Din groapa cea adâncă m-a pus să stau pe stâncă mâna Lui. Și-n turnul de scăpare, fericit când o cântare Domnului. Trăiască Domnul, El este stânca mea, în care mă încred. Trăiască Domnul, El este stânca mea și cetățuia mea. Trăiască Domnul, El este stânca mea, în care mă încred. Și cetățuia mea. Slavă și mărire Domnului! Noi cu toții ar trebui să spunem trăiască Domnul, mărire Domnului, slavă Domnului. Noi trebuie să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, să-L proslăvim, să-L glorificăm și în orice vreme să zicem aceste lucruri, trăiască Domnul, slavă și mărire. Mulțumim și pentru această cântare frumoasă care am putut să oferim ca o jertfă a buzelor noastre, o jertfă de laudă de la adresa lui Dumnezeu. Așa cum fac de obicei în fiecare emisiune, aș dori ca și în această seară, dacă sunt persoane care nu și-au predat viața încă în mâna lui Dumnezeu, nu L-a invitat pe Hristos Domnul în viața lor ca Domn și Stăpân să o facă. Este extrem de important, dragul meu. Nu îți predai viața în mâna mea sau în mâna unui om. Tu îl inviți pe Hristos Domnul să vină El în viața ta. Este extrem de important dacă mă urmărești la aceste emisiuni și dorești ca Dumnezeu să intervină în viața ta și sigur că nu numai doar de a-i da dreptul să lucreze în viața ta, de a-L invita ca Domn și Stăpân ca să fii născut din Dumnezeu, să fii născut din Duhul Sfânt, să poți să primești în final viața veșnică, să ai mântuirea, să ai garanția aceea că într-o zi când vei trece din lumea aceasta, dincolo, te vei duce într-un loc bun și nu te vei duce în focul cel veșnic. Sunt doar două locuri, sau în Raiul Lui Dumnezeu sau în iad, în focul cel veșnic, în chinul cel veșnic. De aceea este bine și vă îndemn cei care n-ați făcut-o să îngenunchiați acolo în fața televizorului, luați o poziție care să fie cât o poziție mai smerită, mai demnă, puneți mâinile ca și la o rugăciune. Cum vă îndeamnă Duhul Lui Dumnezeu și încercați să repetați după mine aceste câteva cuvinte prin care să-L invităm pe Hristos în viața noastră, să-I spunem, Doamne, am și eu nevoie de Tine. Deci așa, Doamne Iisuse, am nevoie de Tine, astăzi, Doamne, nu mâine, nu poimâine, astăzi. Declară înaintea cerului și al pământului că sunt un păcătos, Doamne, un păcătos ca toți oamenii. De aceea vin să mărturisesc toate păcatele, fără de legile și nelegiurile mele. Doamne, aruncă-le în marea uitării, șterge-le cu sângele Tău, Doamne. Și mie dă-mi iertare, Doamne. Doamne, îmi pare rău pentru tot ceea ce am făcut. Regret, Doamne, că Te-am supărat, că Te-am întristat. Regret, Doamne, că n-am înțeles cuvântul Tău, n-am înțeles, Doamne, lucrarea pe care Tu o ceri oamenilor de a se împăca cu Tine. Eu cred, Doamne, că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, care ai venit de la Tatăl Ceresc și Te-ai născut din Fecioara Maria pe acest pământ, Doamne. Ai crescut pe acest pământ și Te-ai lăsat, Doamne, răstignit pe crucea de la Golgota. Și cred, Doamne Iisuse, că Ai murit și pentru mine.
Eu cred, Doamne, că Tu ai înviat a treia zi, Te-ai ridicat la ceruri și stai la dreapta lui Dumnezeu. Și în această seară, Tu mijlocești și pentru mine. De aceea, Doamne Iisuse Hristoase, vreau și eu în această seară să Te invit în viața mea, în familia mea, ca Domnul meu, Dumnezeul meu, Stăpânul meu, să iei Tu, Doamne, viața mea sub controlul, sub ocrotirea Ta și să mă ajuți, Doamne Iisuse, să pot să trăiesc după voia Ta. Să mă ajuți, Doamne, ca într-o zi rânduită de Tine, Doamne, să pot să intru și eu în apa botezului, să închei, Doamne, un legământ cu Tine, să fiu născut din Duhul Sfânt, născut din Tine, Doamne, să fiu un fiu de Dumnezeu, ca numele meu să fie scris în cartea vieții, să fiu, Doamne, pecetului cu Duhul Sfânt și să pot să zic și eu că sunt al Tău, că sunt al Domnului. Îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin, amin. Dragii mei telespectatori, dacă ați făcut această rugăciune, este primul pas spre Dumnezeu. Este primul pas prin care voi îl invitați de bună voie și neselit de nimeni pe Hristos Domnul în viața voastră. El este Domnul Domnului, este Împăratul Împăraților, este numele, este, spune că numele Lui este nume mai înălțat și mai mare decât orice nume și că numele Lui să se închine orice genunchi din cer, de pe pământ și de pe pământ. El trebuie să fie Domnul tău, nu altă entitate, nu altă forță, nu alte lucruri. El să dirigeze, El să controleze viața ta și El o face cu bucurie. De ce? Fiindcă Dumnezeu ne iubește. Zice Sfânta Scriptură, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, adică pe noi, încât a dat la moarte pe singurul Său Fiu prea iubit, Domnul Iisus Hristos, pentru ca toți cei ce cred în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Primește-L pe Hristos Domnul această seară în viața ta și fă-L pe El Domnul Stăpânul tău și nu vei regreta niciodată. Mulțumim Domnului pentru această lucrare. Și în această seară o să încercăm să preluăm câteva telefoane în câteva momente. Vreau doar să înțelegem din nou căci Dumnezeu ne vindecă sau ne mântuiește sau ne binecuvintează sau ne dă ceea ce avem nevoie, nu prin faptul că noi am meritat ceva, nu merităm absolut nimic. Tot ceea ce primim de la Dumnezeu este că cineva a plătit, înțelegi? Cineva a plătit pentru vindecarea ta, pentru mântuirea ta, cineva a plătit pentru ceea ce tu ai nevoie. Vă spuneam și altă dată, sunt peste 7.000 de promisiuni. 7.000 de promisiuni în Sfânta Scriptură. Dumnezeu a găsit o promisiune pentru orice problemă omenească. Nu există o problemă omenească care să nu găsească rezolvare în Sfânta Scriptură. De aceea, noi, ca să primim ceva de la Dumnezeu, în primul rând trebuie să declarăm ceea ce este scris de Dumnezeu pentru nevoia respectivă, să credem în acea lucrare, să o declarăm cu gura și apoi să o așteptăm să se împlinească sau să se materializeze prin credință. Când cerem ceva, trebuie să credem că am și primit, spune Sfânta Scriptură, și să-i mulțumim lui Dumnezeu. Tu nu vezi ce credința este o nădejde neclintă în lucrurile care nu se văd. Înțelegeți? De aceea, noi trebuie să cunoaștem ceea ce Domnul Iisus Hristos a obținut pentru noi acolo pe crucea Calvarului. Și eu de obicei vă citesc din prorocul Isaia câteva versete, sunt cele 7 vărsări de sânge și cele 7 mari lucrări pe care Domnul Iisus Hristos le-a obținut pe crucea de la Golgota. Și în Isaia 5.3 spune așa: disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Cei din timpul lui n-au crezut, n-au înțeles lucrarea, nici apostoli, nici cărturari, nici farisei, că nu l-ar fi răstignit pe Domnul. Totuși, chiar dacă ei n-au înțeles, chiar dacă ei n-au știut, știa doar Dumnezeu, nimeni n-a înțeles, n-a cunoscut planul lui Dumnezeu, taina, spune Sfânta Scriptură, ascunsă în Dumnezeu din veșnicii și descoperite nouă acum prin biserică. Totuși El, Hristos, suferințele noastre le-a purtat. Ai o suferință în această seară, dă-o Domnului. A purtat El toate suferințele omenirii la cruce. Durerile noastre le-a luat asupra Lui. Ai o durere în seara aceasta? Zic, Doamne, vreau să fac schimb, îți dau durerea mea, dă-mi Tu liniștea, pacea, bucuria. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre. Auzi? Ai păcate, dă-le Domnul această seară, că a fost zdrobit, pentru străpuns pentru ele. Zdrobit pentru fără de legile noastre. Ai fără de legi? A fost Domnul zdrobit. Pedeapsa care de pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți sau vindecați. Ai o boală? Nu există boală, nu există suferință care să nu poate fi rezolvată prin jertfa Domnului.
Rănile Domnului acoperă toate bolile existente în lumea aceasta care diavolul le poate pune în ființa unui om, sunt acoperite, plătite de jertfa Domnului, da? Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră tuturor. Sunt 7 lucruri foarte importante. Deci nu există boală, suferință, păcat, fără de lege, nelegiuire care nu poate fi rezolvată de Domnul Iisus Hristos. Deci bazat pe aceste lucruri, crezând în promisiunile lui Dumnezeu, crezând că El ceea ce promite, face. Dumnezeu niciodată nu va face ceea ce n-a promis. Dar totdeauna va face ceea ce a promis. Înțelegeți? Și sigur că dacă vrem să primim ceva de la Dumnezeu, ne spune Sfânta Scriptură că fără credință este cu neputință să primim ceva de la Dumnezeu. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Nu? Acum, vreau să vă dau în această seară două exemple simple care mi-au sărit așa în ochi și de care poate le-ați auzit, poate nu le-ați dat importanță. Vreau să vă spun că într-o emisiune mai veche, nu de mult, de câteva săptămâni, și am să vă spun și ziua în care, de exemplu, în data de 29 septembrie, 29-a 9, atunci vorbeam despre Apocalipsa, era la capitolul 5, am avut două telefoane, printre care era o persoană pe nume Ioan din Alba Iulia, care m-a rugat să mă rog pentru soția lui pe nume Gabriela, ca să rămână însărcinată. Și m-am rugat, ca de obicei. Pe linia aceasta cu însărcinarea, ca femeile să rămână însărcinate, după cât eu cred, Dumnezeu mi-a dat un dar mai deosebit. Aproape pe toate femeile pentru care mă rog să rămână însărcinate, rămân însărcinate. Sigur că la unele durează o lună, la unele durează două, unele durează trei, nu știu cât, dar știu că Dumnezeu mă ascultă. Și în special aici în emisiune, am avut mai multe experiențe de felul acesta. Da? Deci Ioan mă sună în 29-a 9. Ei, acum două emisiuni, pe data de 17-11, Ioan din Alba Iulia mă sună și vine să mulțumească lui Dumnezeu căci Gabriela a rămas însărcinată. Văzut? Foarte simplu. N-am stat de vorbă cu Ioan, nu l-am atins, nu l-am uns, ci doar m-am rugat în emisiune. Da? M-am rugat în 29-9 pentru Gabriela, soția lui Ioan, să rămână însărcinată. Dumnezeu m-a ascultat, mi-a ascultat rugăciunea și Ioan vine și ne confirmă în 17-11 căci Gabriela a rămas însărcinată și mulțumește lui Dumnezeu. Alt exemplu, interesant. Tot în 29-9 mă sună de la Abrud, Mirela. Și mă roagă să mă rog pentru un tânăr accidentat, un copil pe nume Samuel, care a fost accidentat, dus la spital în comă, destul de grav. În comă, da? Ne-am rugat și pentru copilul acesta. Și ne-am rugat și pentru alte. Erau mai multe cauze pe care Mirela le-a adus, dar ne-am rugat specific și pentru Samuel, acest copil, dus în comă la spital. Lovit, accidentat de o mașină, am înțeles. Interesant lucru că în emisiunea trecută, pe data de 24-11, Mirela din Abrud vine și ne sună și ne confirmă că copilul acesta, pe nume Samuel, lovit, accidentat, în comă, la 2 zile de spitalizare, recuperare completă, copilul în picioare, sănătos și vindecat. Acum, dumneavoastră trebuie să socotiți, domne, oare are rost să ne rugăm, are rost să ne rugăm împreună cu omul acesta, are rost să sunăm în emisiunea Miracolul Creștin sau nu are rost? Este credința dumneavoastră în joc. Sunt zeci și zeci și zeci de situații. M-am rugat pentru mii de oameni. Am avut un caz când, poate v-am spus, din Petroșani, vine în biserică un bărbat pe nume Vasile, parcă pe ea o chema Floare, nu mai știu exact, și vine cu femeia, metastază, cancer. Dom'le, ne-am rugat pentru ea, i-am făcut ungere, am făcut dezlegare, am făcut tot ceea ce Dumnezeu m-a căzut să fac. La 2 săptămâni mă sună în direct Vasile din Petroșani. Domnule pastor, vreau să vă spun că soția mea este complet vindecată, nici urmă de cancer. Câteva săptămâni în urmă ne-am rugat și noi cu biserica, s-au mai rugat și alți frați, pentru un tânăr din Sebeș, cancer, metastază, la vreo 35 de ani, nu-i dădeau doctorii șanse prea multe decât câteva zile și să se pregătească de înmormântare. Ne-am rugat și noi, s-a rugat și biserica în Sebeș. A venit un moment în care s-a împărtășit cu cina, vindecare completă de cancer. Alte și alte și alte și alte situații pot să vă spun
nenumărate exemple de vindecări, unele vindecări. Mi-aduc aminte, eram mai cu ceva ani în urmă, mai mulți ani în urmă, și mă sună o mamă și spune: domnule pastor, copilul meu are un fel de boală de piele, un fel de psoriaze și este plin de bube. Doctorii nu-i dau nicio șansă. Îmi zice: doamnă, știi ce? Dacă vrei, uite, în seara asta mă rog pentru copilul natale și încredințăm lucrarea asta în mâna Domnului. Mă rog pentru ea, nu trece 5 sau 10 minute, mă sună femeia înapoi, plângând și râzând în același timp: domnule pastor, vreau să spun că pielea aceea cu bube de pe copilul meu cade jos așa cum năpârlește o șopârlă. Toată pielea aceea cu bube a venit jos de pe corpul lui și a rămas pielea ca la un nou născut. Înțelegeți? Dumnezeu face. Mă sună o femeie în vârstă: dragul meu, zice, uite, am fost la spital, mi-a făcut o injecție în șold, de frică am încordat șoldul, s-a rupt acul în șold, în bucă, și acum mă duc să mă opereze, să-mi scoate acul. Și am zis: auzi, mătușă dragă, crezi că Dumnezeu poate să-l topească acul și să nu mai fie acolo? Așa a făcut Dumnezeu, în timpul emisiunii. Înțelegeți? Vine o tânără la mine, într-o zi, cu o altă tânără care era la noi în biserică, umflată, cu abdomenul umflat, și sora care era la noi în biserică zice: auzi, frate, zice, fata asta avea vreo 20 de ani, e planificată pentru operație, are ceva tumoare crescută în burtă, nici eu nu mai știu exact ce a fost. Eram încă în curte, în pantaloni scurți, dacă nu greșesc, eram îmbrăcat în curte, pe acolo. Și eu zic: uite, draga mea, dacă crezi, mă rog pentru tine, iau ceva de la intrarea în casă, îi pun, zic, să stai pe genunchi, să nu stai chiar pe beton acolo, îi fac o rugăciune, îi fac o ungere, la câtva timp scurt, o zi sau îmi spune, zice: domnule, vindecată complet, nu trebuie să mai facă nicio operație. Eram în America, acum 20 de ani. Un prieten foarte mult al meu, Jim, se cheamă, Jim, un băiat înalt, un american, un creștin, un om deosebit. Încărcam, ne mutam din America, ne mutam în România, ne aduceam lucrurile de acolo, fiindcă noi aici stăm aici de multă vreme, ne-am încheiat lucrurile pe acolo și mergem doar iarna în America. Vindeam casa din America și ne mutam lucrurile, am trimis o parte din lucru cu containerul. Și Jim, prietenul meu, mă ajuta să încărcăm lucruri în container. Am pus o scară din asta metalică, de aluminiu, pe marginea containerului, pe care urcam cu lăzile și cu lucrurile care le puneam în container. Ceva s-a întâmplat, scara a alunecat, fiind containerul metalic, scara metalică a alunecat, ăsta era cu o cutie mare în spate, a căzut, i-a intrat piciorul între scară și așa mai departe. Dom'le, instantaneu i s-a umflat glezna, uite atât. Când mă uit, Doamne, ce s-a întâmplat, Doamne, prietenul meu care vine să mă ajute, Doamne, nici nu-l plătesc, nu, omul a venit să mă ajute așa ca prieten și omul trebuie să meargă la lucru a doua zi, nu mai putea călca pe piciorul umflat, uite atât. Zic către el: mă, Jim, vrei să-ți fac o rugăciune? Vrei să-ți fac o rugăciune și o ungere, să ne rugăm? Da, cum să nu? Și el credea în Domnul și mă duc în casă, iau un de lemn acolo în parcare. Nu, l-am mai dus măcar în casă, în parcare, în fața casei, în fața containerului acolo, când la ușa garajului de containerul. L-am pus pe Jim pe genunchi, zic: bă, uite, eu mă rog în românește, că pot să mă rog mai bine decât în engleză. Zice: roagă-te cum vrei tu, mă roagă-te să mă vindece Domnul. Mă rog pentru el, rugăciune câteva minute, îl ung cu un de lemn, îl declar vindecat, mă duc în casă să pun sticluța de un de lemn în camera mea, unde aveam eu cămăruța mea, vin afară. Jim sărea când într-un picior, când în altul, când într-un picior, când... Băi, zice, vindecare totală, m-a vindecat Dumnezeu pe loc. Deci, adică vreau să vă dau niște exemple care, și alte și alte și alte și alte exemple care Dumnezeu mi le-a dat să le experimentez de-a lungul anilor. Și de aceea vreau să vă spun și în această seară. Nu sunt eu cel care vă vindec, este Dumnezeu, dar știu că Dumnezeu mă ascultă. Exact cum zicea săptămâna trecută sora Mirela din Abrut, care mi-a dat vestea bună cu băiețelul vindecat. Zice: frate, știu că Dumnezeu vă ascultă rugăciune. Știu și eu treaba asta de mult. Dar de multe ori se mai întâmplă, domnule, mai avem și noi câte un eșec. Nu totdeauna se vindecă, nu totdeauna. De ce? Este Dumnezeu cel ce face. Dumnezeu cunoaște inima voastră, Dumnezeu. De-aia am zis,
veniți sincer, când vă rugați împreună cu mine, rugați-vă sincer. Doamne, Tu mă știi, mă cunoști, nu mă dau drept altul. Sunt păcătos, sunt așa, Doamne, ascultă-mă și ajută-mă și folosește-L pe fratele păstor sau pe domnul ațegal sau cum vreți să-mi spuneți, ca să pot să fiu vindecat sau să primesc ceea ce am nevoie. Dumnezeu este bun, Dumnezeu este dragoste și Dumnezeu dă cu mână largă. Asta spune Sfânta Scriptură. Bun. Haideți să rugăm regia tehnică să ne afișeze telefonul telespectatorului aici în studioul nostru, Alba Carolina TV, și să încercăm și în această seară să preluăm câteva telefoane. Vă spune multe lucruri în seara asta, dar știu că sunteți unii care mă așteptați cu nerăbdare ca să mă rog pentru voi și eu v-aș mai spune multe lucruri, dar ce să facem, timpul e scurt, așa cum am spus, este ultima emisiune din anul acesta, deoarece noi plecăm în state și vreau să fie o emisiune frumoasă. Și îl rog pe Bunul Dumnezeu că în această seară să-și întindă Dumnezeu brațul Lui cel puternic și să facă semne și minuni nemaipomenite. Când vin, când mă întorc data viitoare, eu mă bucur foarte mult când voi mă sunați și îmi spuneți, uite, domnule pastor sau domnul Țegar, uite așa, v-ați rugat pentru mine sau ați fost în casa mea sau am fost la biserică și v-ați rugat pentru mine și uite, Dumnezeu m-a vindecat sau așa mai departe. Văd că avem un telefon mai depărtat. Primul telefon este Vali din Timișoara. Bună seara, Vali! Bună seara, frate, domnule frate Max. Vreau să vă confirm că în octombrie v-ați rugat pentru un frate de aici, din Șoștea, și Dumnezeu l-a vindecat. Slavă Domnului! În două săptămâni s-a vindecat și vreau să întăresc lucrarea dumneavoastră. Slavă Domnului! Poate n-am fost eu singurul care m-am rugat, poate s-au mai rugat și alți frați, dar da, ne-am unit în rugăciune și unitatea noastră în rugăciune l-a determinat pe Dumnezeu să facă acea minune, acea vindecare. Mulțumim frumos! Da. Domnul să te binecuvinteze. Da, spune-te, rog. Vreau să ne rugăm pentru familia Băcaru, că a îngropat un frate de 46 de ani în Spania, din Târgoviște, Stoienești, și o plecat la Domnul la 46 de ani și au rămas 4 copii și soția bădumă, ca Domnul să-i întărească. Da, deci familia Băcaru, da? Da. Da, sigur că da, frate. Sigur, cu toată dragostea. Bine, mulțumim frumos de telefon, multă pace și noapte bine, bună. Pace. Doamne, Dumnezeule Monescu, fratele Vali din Timișoara, care în această seară vine să mijlocească pentru familia Văcaru, vine de asemenea să mulțumească, Doamne, că Tu ne asculți la rugăciuni, Doamne, și Tu vindeci și tămăduiești, Doamne. Aducem, Doamne, familia Văcaru, care a trecut, Doamne, printr-o pierdere, Doamne, acest bărbat de 46 de ani, care a trecut, Doamne, la Tine, Tu știi, Tu cunoști problemele lor acum, Doamne. Pentru cei care au rămas aici în țară, adică în viață, Doamne, Te rog să-i binecuvintezi, Te rog să-i interesezi, să-i sfințești, Doamne, Te rog să le porți Tu de grijă și chiar dacă sunt, Doamne, copilași mici sau mai mari, Doamne, Tu să trimiți îngerii Tăi care să-i călăuzească, care să-i mângâie și care să le poarte de grijă. Îi încredințez în mâna și în brațul Tău și Tu, Doamne, să binecuvintez pe cei ce au rămas după tatăl lor care am zis că a trecut la Domnul și îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt, aleluia, amin, amin. Frate Vali, lucru interesant, mi-a dat Dumnezeu o vedenie interesantă, era un înger al Domnului care purta un copil pe brațe. Deci Dumnezeu va trimite îngerii Lui care să mângâie această familie. Nu știu cât ce copii sunt, mari sau mici, dar era un copil în brațe, purtată de acest înger. Îngerii Domnului vor, era interesant că îngerul era îmbrăcat în alb, era și capul acoperit așa cu alb și ținea acest copil în brațe. Domnul să mângâie familia, Domnul să trimită îngerii Lui care să-și facă lucrarea de slavă. Mulțumim Domnului. Bun, mai luăm încă un telefon. Angela din Aiud. Bună seara, Angela! Bună seara! Da, spuneți, vă rog! V-aș ruga foarte frumos să vă rugați și pentru mine și pentru soțul meu, Angela și Adi. Adi, deci probleme de boală? Da, da, da. Probleme de boală, Angela și Adi din Aiud. Da, sigur că da, ne rugăm, nicio problemă. Mulțumim frumos de telefon. Doamne ajută noaptea. Doamne Dumnezeule, mă unesc cu Angela și Adi din Aiud, care în această seară, Doamne, vin să te roage să privești cu milă și îndurare către situația lor de boală, suferință. Doamne Dumnezeule, Tu știi și cunoști suferința lor, știi și cunoști problemele lor, în numele Lui Iisus Hristos vin să ceri iertare pentru Angela și Adi, pentru toate greșelile, păcate și fără de legilor, Te săvârșește cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne,
aruncă-le în marea uitării și scrie în dreptul acestei familii iertare și grație. Și acum, Doamne, vin să dezleg pe Angela și Adi de orice legătură demonică pe care diavolul a pus-o peste viața lor și în numele lui Iisus Hristos iau autoritate peste orice duc de boală, duc de neputință, necredință, farmece, blesteme sau orice alte forme de duhuri necurate, le legă în numele lui Iisus Hristos, le poruncesc să părăsească casa aceea, familia aceea, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Lasă, Doamne, o picătură din balsamul Tău de vindecare, o picătură, Doamne, din sângele Tău, sfințește, curățește și prin rănile Tale, Doamne Iisuse, declar vindecare totală, din vârful capului până în tălpile picioarelor. Binecuvintează, sfințește, curățește și fă-ți, Doamne, numele de slavă. Și eu îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia. Amin. Amin. Avem încă un telefon. Fratele Marin din Sebeș. Bună seara, frate Marin. Bună, frate. Nu mai pot, sunt bolnav, mă doare capul. Aoleu. Roagă-te și pentru mine, te rog frumos. Sigur, și pentru Nora, Roxana, frate. Și mai am un cruz cu Ion de la Craiova, roagă-te și pentru el, că s-a cerut operație pe 4. Deci ăsta cine-i? Cruz cu Ion de la Craiova. Cuscru, stai așa, Cuscru. Ion de la Craiova, da. Roagă-te, te rog frumos. Sigur că da, nicio problemă. Bine, dragul meu, ne rugăm chiar în seara asta și Domnul să ne asculte la rugăciune și să bine, aducă frate, vindecare. Am dureri puternice la cap. Da, ne rugăm. Lasă că trebuie să-ți fac, și ungere. Bine, frate, bine, multă pace, noapte bună. Doamne Dumnezeule, mă unesc cu fratele Marin Nisebeș, că în această seară vine, Doamne, să bată la ușa de milă și de îndurare. Doamne, își cere ajutorul Tău la problema cu suferința lui, cu durerea de cap. Doamne, nu știm ce se întâmplă acolo, de unde vine această durere, dar Tu știi și o cunoști. De aceea, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, vin să cer iertare încă o dată pentru fratele Marin, casa lui, familia lui, soție, copiii, toți din casa lui, pentru orice greșeală, orice păcat, orice fără de lege, să fie cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne, aruncă-le în marea uitării. Scrie, Doamne, în bunătatea și în dragostea Ta, scrie, Doamne, iertare și grațiere în dreptul fratelui Marin. Și acum, Doamne, vin să-l dezleg pe fratele Marin de orice legătură demonică, de orice drept pe care diavolul a avut peste viața lui, peste familia lui. Doamne, Tu ai spus că ceea ce noi deslegăm pe pământ va fi dezlegat în cer. Scrie, Doamne, deslegare în dreptul fratelui Marin și a familiei lui. Și acum, Doamne, iau autoritate peste orice duc de boală, duc de neputință, necredință, farmece, blesteme sau orice alte forme de duhuri necurate asociate cu aceste duhuri și în special duhurile acelea care produc durerea de cap. Le leg, le mustru în numele lui Iisus Hristos împreună cu toate celelalte asociate cu ele și le poruncesc să părăsească trupul lui, viața lui, familia lui, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne Iisuse, drag, este un copil al Tău, încheiat un legământ cu Tine în apa botezului. Doamne Iisuse, te rog să nimicești orice plan vrășmaș. În numele lui Iisus Hristos, Tată Ceresc, lasă o picătură din balsamul Tău de vindecare, atinge-te, Doamne, de el din vârful capului până în tălpile picioarelor. Doamne, lasă o picătură din sângele Tău ce a curs pe crucea de la Golgota și curățește-l, sfințește-l pe fratele Marin, Doamne. Aplică Tu toată plinătatea jertfei de la Golgota. Toată plinătatea jertfei de la Golgota, Doamne, aplică-o în viața lui. Și încă o dată, Doamne Iisuse Hristoase, dacă este, Doamne, vreun blestem cu care el este legat, Doamne Iisuse Hristoase, vin să cer iertare pentru orice persoană care a fost implicată cu vreun blestem, peste orice vrăjitoare care a fost implicată cu un blestem, care a fost pus peste fratele Marin. În numele lui Iisus Hristos cer iertare pentru acele persoane care au fost implicate și vin să-l dezleg încă o dată pe fratele Marin de acele legături de vrăjitorie cu care el este afectat acum, Doamne. Te rog să scrii în dreptul lui dezlegare și eliberare. Și în numele lui Iisus Hristos poruncesc acelor duhuri de vrăjitorie cu care el a fost legat să părăsească trupul lui, viața lui, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne Iisuse Hristoase, încă o dată, îl declar vindecat din vârful capului până în tălpile picioarelor de orice boală, de orice neputință. Frate Marin,
Mi-a arătat Dumnezeu în vedenie niște ace, ca acele de gămălie. Dumneatale ai fost blestemat de cineva cu vrăjitorie vudu. Și ce se practică în vrăjitoria vudu, când persoana respectivă care a făcut blestemul respectiv ia un ac și înțeapă la nivelul capului, la nivelul trupului, și am văzut două ace, acelea cu care o persoană care ți-a făcut un blestem pe de vrăjitorie vudu te înțepa pe dumneatale. Nu știu ce se întâmplă acolo, nu știu de unde vine, nu știu cine a făcut-o, dar sunt persoane implicate în această problemă. De aceea trebuie să fim atenți ca să facem o dezlegare totală, completă, ungere ca lumea și să vedem de unde vin. Acum noi trebuie să cerem iertare pentru cei ce au făcut, că așa ne îndeamnă Dumnezeu. Da? Atenție foarte mare, că aici este o problemă de vrăjitorie. Doamne Iisuse, aducem și pe Roxana înainte Sfințeniei tale, te rog să o binecuvintezi, te rog să o sfințești. Dacă este, Doamne, vreun duc de boală, poruncim oricărui duc de boală să părăsească trupul ei și numele Tău să fie proslăvit și glorificat. Aducem, Doamne, și pe Custru Ioan de la Craiova, Doamne, cu boală, suferință, în numele Lui Iisus Hristos, privește, Doamne, și către sufletul acesta cu milă și îndurare, lasă o picătură din balsamul Tău de vindecare și numele Tău, Doamne, să fie proslăvit și glorificat. Și eu îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia. Amin. Amin. Bun, să luăm încă un telefon. Ana din Aiud. Bună seara, Ana! Bună seara, domnul pastor! Spuneți, vă rog! Aș dori o rugăciune pentru familia mea și pentru copiii mei, pentru ca să se împace, să fie frați adevărați. Am înțeles. Este un duc de ceartă, de vrăjbășie între ei. Nu se dușmănesc, dar totuși nu se împacă ei așa cum ar trebui să se împace frații. Am înțeles. Sigur că da. Ne rugăm. Bine. Bun, mulțumim frumos de telefon, o să ne rugăm ca Dumnezeu să aducă pace și liniște peste familia noastră. Mulțumesc! Domnului, bine, mulțumim frumos, Doamne ajută, noapte bună! Doamne Dumnezeule Măunescu, Ana din Aiud, care vine să mijlocească pentru familia ei și în special pentru copii, pentru împăcare, pentru pace, pentru liniște și binecuvântare. Doamne Dumnezeule, Tu știi și cunoști problemele din această familie, în numele Lui Iisus Hristos, vin, Doamne, să ceri iertare pentru orice greșeală, orice păcat, orice fără de lege, să vrește cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne, scrie în dreptul acestei familii iertare și grațiere, Doamne. Și în numele Lui Iisus Hristos vin să dezleg această familie de orice legătură demonică pe care diavolul a pus-o peste viața, peste familia lor, orice duc de ură, de răutate, de neiertare, cer deslegare completă. Și Tu să scrii în dreptul acestei familii deslegare. Doamne, vin să iau acum autoritate peste această familie și vin, Doamne, să leg orice duc de boală, duc de neputință, necredință, farmece, blesteme, certuri, neînțelegeri sau orice alte forme de duhuri asociate cu aceste duhuri, le leg, le mustru și le poruncesc în numele Iisus Hristos să părăsească casa aceea, familia aceea, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne Iisuse Hristoase, lasă o picătură din sângele Tău, sfințește, curățește, lasă o picătură din balsamul Tău de vindecare și vindecă, Doamne. Lasă dragostea Ta, lasă pacea Ta, lasă unitatea, Doamne, lasă binecuvântarea, lasă, Doamne, un duc de ascultare, de pocăință și numele Tău să fie proslăvit și glorificat. Îi încredințăm în mâna și în brațul Tău și îți mulțumim, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia. Amin. Amin. Avem încă un telefon. Cineva din Bacău, care am zis că este în Alba Iulia, pe nume Lăcrămioara, îi sună. Bună seara, Lăcrămioara! Bună seara! Da, spuneți, vă rog! Aș dori și eu un descântec. Da, o dezlegare? Da, o dezlegare, aș dori și eu. De blestem, da? Da, domnul. Bine, bun, mulțumim frumos de telefon! O să ne rugăm. Doamne Dumnezeule Măunescu, Lăcrămioara, care este în Alba Iulia, este deloc din Bacău, care în această seară vine, Doamne, să ceară ajutorul Tău în a fi dezlegată de blesteme, de farmece. Doamne Iisuse, Tu știi și cunoști problema ei, situația ei, sănătatea ei. Doamne Dumnezeule Măunescu, Lăcrămioara, și vin, Doamne, să Te rog să privești cu milă și îndurare, vin să cer iertare pe toate greșelile, păcatele și fără de lege, legile să fărăște cu voie și fără de voie.
cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne, aruncă-le în marea uitării și scrie, Doamne, în dreptul acestui suflet, scrie, Doamne, iertare și grațiere. Doamne Iisuse Hristoase, vin să o dezleg pe lăcrămioara de orice legătură demonică, de orice drept pe care diavolul a avut în viața ei și te rog să scrii acolo în dreptul ei deslegare. Și acum iau autoritate peste orice duc de boală, duc de neputință, necredință, farmece, blesteme sau orice alte forme de duhuri necurate asociate cu aceste duhuri, le leg, le mustru numele lui Iisus Hristos și le poruncesc să plăsească viața ei, familia ei, să ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne, las o picătură din balsamul tău de vindecare și vindecă, las o picătură din sângele tău, sfințește, curățește, Doamne, și prin rănile tale declarăm vindecare din vârful capului până în tălpile picioarelor. Revarsă, Doamne, binecuvântarea ta, pacea, liniștea și numele tău să fie proslăvit și glorificat în casa și în familia aceea. Și eu îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia. Amin. Amin. Avem încă un telefon. Mirela din Abrud. Bună seara, Mirela! Pace, domnule frate Marius! Pace! Frate Marius, vreau să vă spun cu laudă înaintea lui Dumnezeu că astăzi se împlinesc 6 luni de zile de când dumneavoastră v-ați rugat prima oară pentru copilașul meu, David, cel mijlociu, care el din naștere suferea cu inimioara. 35% nu-i funcționa inimioara. Săptămânal și de mai multe ori pe săptămână copilașul meu până acum 6 luni de zile îi curcea, făcea reflux sanguin, îi bușea sângele pe nas, pe gură, îi scătea tensiunea, ajunsese și la tensiune 5:3. De a fost conectat la aparate. Din iunie, de când într-o duminică în iunie, când v-ați rugat dumneavoastră, copilul meu are 6 luni de muchie în care n-a mai făcut nici reflux sanguin, nici o problemă la inimioară. Iar în următoarele săptămâni, undeva în 13 decembrie, o să mergem la un control medical mai detaliat și vreau să te pun mărturie că eu am încredințarea că Dumnezeu l-a vindecat definitiv. Amin, amin. Cred și eu lucrul acesta. Cred că Dumnezeu ne ascultă și Dumnezeu vindecă. Pentru că copilul meu avea imunitatea maxim 4 și slavă Domnului, nu mai e sensibil la nimica. Iacă te-am intrat în sezonul rece în care copilul meu nu s-a îmbolnăvit. Păi până acum aveam cel puțin 2 internări la activ cu el. Am înțeles. Mă bucur că... Înțelegeți? Aveți, văd că aveți și credință, sigur că și asta de asta este nevoie, dar ne bucurăm că Dumnezeu lucrează și vedem că răspunsurile la rugăciuni sunt bune și că Dumnezeu își face lucrarea bine. Mirela, dragă, mulțumim frumos! Și pentru că Domnul lucrează și lucrează și prin intermediul dumneavoastră mai ales, v-a jucat pentru mama mea. Mama mea este suferindă de diabet, din cauza căruia i s-a amputat și picioarele. Acum are foarte mari probleme cu vederea. Mie să nu-i, satana să nu facă să-i ia vederea, să vede foarte rău mama mea. Da. Să o vindece Domnul să-i dea vederea înapoi pentru sora Luci și mama pastorului Oliver Sturza, că mâine operează la Cluj de ceva probleme, complicații pe la fiere, și pentru băiatul meu cel mare, Manuel. Și asta vă spun că e o lecție de viață. Copilul meu mergea la antrenamente la fotbal, iar vineri seara are piciorul. Acum nu știu, că doctorii nu i-au făcut nimic. A zice că n-ar fi fractură. Dar fisură sau întorsă. Dar e foarte un fan, poate călca în picior și Domnul să se înture, în primul rând, să deschidă ochii minții, să vadă că nu e bun fotbalul și antrenamentele așa. E bun să meargă pe calea Domnului, să lase fotbalul, dar să vindece Domnul și la picior. Amintici. Ăsta e Manuel. Și mi-ai zis, mai era încă o cauză pentru o soră, de cine era vorba? Sora Luci Sturza, mama pastorului nostru de aici, din Abruș, din Roșia. Luci, Sturza, Luci mama... o cheamă, Luci? Luci Sturza, da, Luci, ca Sturza. Luci, deci ea e planificată pentru ceva? La operație ceva? Mâine la Cluj, da, e deja la Cluj, mâine operează, merge și fratele la ea. Operație, da, la Cluj, da. Bine, încercăm să le spunem pe toate, bine. Vă mulțumesc și sărbători binecuvântate, mergeți cu Domnul și vă întoarceți că ne veți lipsi, garantat ne veți lipsi. Bine, bine, mulțumim de toate, vă dorim și noi sărbători fericite, numai bine. Asemenea. Multă pace, multă pace, Doamne ajută. Da, am înțeles, bine, mulțumim frumos, Doamne ajută. Doamne Dumnezeule Măunescu, sora Mirela din Abrut, care din nou vine, Doamne, să confirme vindecări care Tu le faci, Doamne, miraculoase, și de data aceasta este o vindecare în familia dânsei la băiatul care era bolnav, vindecat de inimă,
Doamne, se pare că ne-am rugat acum 6 luni și în toată perioada aceasta, Doamne, Tu ai lucrat ca el să fie complet vindecat. Îți mulțumim frumos pentru această vindecare. Ne rugăm acum, Doamne, pentru mama lui Mirela, care este bolnavă, Doamne, cu diabet și vrăjmașul vrea să ia vederea. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret vin să mustru duhul acesta de diabet, în mod deosebit îl mustru împreună cu toate celelalte asociate cu duhul acesta și îi poruncesc în numele lui Iisus Hristos să părăsească trupul mamei lui Mirela, să ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne Iisuse, lasă o picătură din balsamul Tău de vindecare și vindecă, Doamne, boala aceasta, lasă o picătură din sângele Tău și sfințește pe mama lui Mirela și prin rănile Tale, Doamne, declar vindecare totală din vârful capului până în tălpile picioarelor. Fă-ți, Doamne, numele de slavă. Tu ești Cel ce ne ascult, Tu ești Cel ce ai mai lucrat și Te rugăm să lucrezi în continuare. Ne rugăm și pentru Luci, femeia aceasta care este la Cluj pentru operație. Doamne, atinge de trupul ei. Dacă este, Doamne, să faci o minune, fă-o. Dacă nu, Doamne, lucrează prin mâna doctorilor, că Tu ești Cel ce călăuzești, Doamne, și doctorii. Și eu îți mulțumesc că vei face și această lucrare. Ne rugăm, Doamne, și pentru Emanuel, băiatul mai mare al lui Mirela. Doamne, are o întorsă de la fotbal. Doamne, așa sunt copiii. Doamne, iartă-l și curățește-l, sfințește-l și vindecă, Doamne, întorsă aceasta. Așa, Doamne, cum L-ai vindecat pe prietenul meu, Jim, în America, care, Doamne, a avut o umflătură la gleznă, Doamne, și i-ai vindecat-o pe loc. Fă, Doamne, și în această seară o minune vădită, să vadă și el, Emanuel, să vadă, Doamne, puterea Ta, să vadă, Doamne, dragostea Ta față de copiii săi și, Doamne, vindecă-l, călăuzește-l, Doamne, să Te caute pe Tine, să încheie un legământ cu Tine dacă n-a încheiat, Doamne, și numele Tău să fie proslăvit acolo, în familia surorii Mirela, în Abrud, ca toți să știe să cunoască, Doamne, că Tu ești adevăratul Dumnezeu și că eu sunt slujitorul Tău. Încredințești această familie în mâna și în brațul Tău și îți mulțumim, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia! Amin, amin! Tot din zonă de acolo avem Rodica din Câmpeni. Bună seara, Rodica! Bună seara! Spuneți, vă rog. Vă rog, dacă puteți să faceți rugăciune. Mi-a zis doctorul că am colon iritabil, am o durere în partea dreaptă și din tratament nu prea cunosc nimic. Deci probleme cu colonul, a spus? Da, colonul iritabil. Așa. Bun. Sigur, ne rugăm. Să faceți rugăciune și pentru fiul meu, Claudiu. Și picioarele, mă dor. Așa, vă dor și picioarele, da? Da. Bine, ne rugăm și pentru picioare și ne rugăm și pentru Claudiu. Bine, Rodica, mulțumim de telefon. Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Vă mulțumim din suflet. Domnul Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, venim din nou în zona aceea Abrud, Câmpeni. Doamne, de data asta ne rugăm pentru Rodica din Câmpeni. Unim, Doamne, cu Rodica care vine, Doamne, să ceară ajutorul, sprijinul Tău pentru o problemă cu iritație la colon, problema cu picioarele sau alte, Doamne, boli care sunt în trupul ei. Doamne Dumnezeule, Tu știi și cunoști situația ei, problemele, suferințele ei. În numele lui Iisus Hristos vin să ceri iertare pentru Rodica și casa și familia ei, pentru toate greșelile, păcatele și fără de legile lor, cele săvârșite cu voie și fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne Dumnezeule, scrie în dreptul acestei femei și a familiei ei, scrie, Doamne, iertare și grațiere. În numele lui Iisus Hristos vin să o dezleg pe Rodica și casa ei de orice legătură demonică pe care diavolul a pus-o în urma păcatelor, fără de legilor și nelegiurilor. Scrie, Doamne, acolo în ceruri, în dreptul ei, dezlegare, grațiere și iertare. Și acum, Doamne, iau autoritate peste orice duc de boală, duc de neputință, care este în trupul ei, peste orice legătură demonică, peste orice vrăjitorie sau orice alte duhuri necurate asociate cu aceste duhuri, le mustru, le leg în numele lui Iisus Hristos și le poruncesc să părăsească trupul ei, viața ei, familia ei, să ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne Iisuse, fă-ți numele de slavă și atinge-te, Doamne, de Rodica, de picioarele ei, de colonul ei, de trupul ei, Doamne. Lasă o picătură din balsamul Tău de vindecare și vindecă, Doamne, și tămăduiește, lasă o picătură din sângele Tău și sfințește și curățește, Doamne. Și prin rănile Tale declar vindecare din vârful capului până în tălpile picioarelor. Doamne, dă la o parte orice suferință, Doamne, orice durere și orice boală.
Te rog acum să te atingi de Claudiu, să-l binecuvintezi, să-l sfințezi, să-l curățești și să îi dai, Domnul, duc de ascultare, de supunere, Doamne, să fie o binecuvântare în casa lor și să fie o mângâiere pentru Rodica, pentru mama lui. Încredințăm, Doamne, întreaga familie în mâna și în brațul Tău și îți mulțumim, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia. Amin. Amin. Bun, avem încă un telefon. Petru din Obreja. Bună seara, Petru! Alo! Bună seara! Da, spuneți, vă rog! Am și o rugăminte pentru, a vă ruga și pentru mine, pentru boală. Ce boală aveți? O boală, nu contează. Păi am mai mult, am cu ficatul, am cardiac. O, Doamne! Am înțeles. Bine! Ne rugăm să nu fie cumva un blestem acolo, atenție! Când sunt mai multe lucruri așa adunate dintr-o dată, asta se dată să fie și un blestem peste tine. Dar ne rugăm și facem și o dezlegare. Bine, dragul meu, mulțumim frumos de telefon, o să ne rugăm. Bine, vă mulțumesc frumos. Domnul Iisus, Doamne ajută! La revedere, noapte bună! Noapte bună, Doamne Dumnezeu, le mânesc cu Petru din Obreja, care vine, Doamne, să ceară ajutorul și sprijinul Tău, Doamne, e o situație de boală cu ficatul, cardiac și alte probleme care sunt, Doamne, complicații. În numele lui Iisus Hristos vin să cer iertare pentru Petru în toate greșelile, păcatele și fără de legile lui, cele săvârșite cu voie și fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne, aruncă-le în marea uitării și scrie în dreptul acestui suflet iertare și grațiere. Și acum vin, Doamne, să îl dezleg pe Petru de orice legătură demonică pe care diavolul a pus-o peste viața și familia lui și te rog să scrii, Doamne, în dreptul lui deslegare. Și acum iau autoritate peste orice duc de boală, duc de neputință, necredință, farmece, blesteme sau orice alte forme de duhuri necurate asociate cu aceste duhuri, în special duhurile acelea de boală la ficat, de cardiac, la inimă, Doamne, și toate celelalte duhuri, le leg în numele lui Iisus Hristos de monstru și le poruncesc să părăsească trupul, viața lui, familia lui, să ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne Iisus, să lasă o picătură din balsamul Tău de vindecare, Doamne, și vindecă și tămăduiește, Doamne. Lasă o picătură din sângele Tău, Doamne, și sfințește și curățește și prin rănile Tale, Doamne, declar vindecare din vârful capului până în tălpile picioarelor. Fă-ți, Doamne, proslăvește-ți numele, fă-ți numele de slavă în casa și în familia aceasta și Tu, Doamne, să binecuvintezi, să fii proslăvit și glorificat și adu protecție și ocrotire, pace și liniște, binecuvântare și pocăință și îți mulțumim, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și pentru Duhul Sfânt, aleluia, amin, amin. Bun, încă un telefon, Alina din Unirea. Bună seara, Alina! Bună seara! Spuneți, vă rog! Aș vrea să vă rugați pentru familia mea și am o fată bolnavă la Târgu Mureș de 3 luni de zile. Deci fata bolnavă, da? Da. Ce? Da, și aș vrea să vă rugați pentru familia mea și pentru fată. Am înțeles. Puteți să spuneți ce boală este acolo? Da, e curentată. A fost curentată? Curentată la mașina de spălat. Da. Am înțeles. Bun, mulțumim frumos de telefon. O să ne rugăm și pentru dumneavoastră și pentru fată. Da, bine, Doamne ajută, noapte bună. Doamne Dumnezeule, mă unesc cu Alina din Unirea, care vine în această seară să mijlocească pentru familia ei și în mod deosebit pentru fata ei, care este, Doamne, bolnavă, care a suferit un accident, a fost curentată la mașina de spălat, este în Târgu Mureș și în spital, Tu știi și cunoști situația ei, problemele ei, afecțiunile care s-au produs la nivelul trupului. Doamne Dumnezeule, ia autoritate și vin să ceri iertare pentru familia aceasta, pentru toate greșelile, păcatele și fără de legile lor, ce le sfârșește cu voie și fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne, aruncă-le în marea uitării și scrie, Doamne, în dreptul acestei familii iertare și grațiere. În numele lui Iisus Hristos vin să dezleg pe Alina, casa ei, familia ei, fata ei care a fost accidentată, de orice legătură demonică pe care diavolul a pus-o peste viața lor, peste familia lor și te rog să scrii, Doamne, acolo în ceruri, în drepturi acestei familii, deslegare și grațiere și iertare. Și acum, Doamne, iau autoritate peste orice duc de boală, duc de neputință, necredință, farmece, blesteme
sau orice alte forme de duhuri necurate asociate cu aceste duhuri, le leg, le mustru în numele lui Iisus Hristos și le poruncesc să părăsească casa aceea, familia aceea, să se ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne, în mod deosebit, pentru fata bolnavă, fata care a fost curentată, Doamne Iisuse, lasă o picătură din balsamul Tău de vindecare, Doamne, și vindecă-o Tu și tămăduiește, lasă o picătură din sângele Tău și sfințește-o, Doamne, și curățește-o, Doamne. În mod deosebit, Doamne, vin să aduc această fată înaintea Sfințenii Tale și Te rog, Doamne Iisuse, prin rănile Tale, Doamne, este scris că noi suntem vindecați, de aceea declar vindecare în numele lui Iisus Hristos de Nazaret peste această fată, din vârful capului până în tălpile picioarelor. Doamne, repară tot ce a fost distrus, vindecă tot ce a fost rănit, Doamne, redă-o în sânul familiei, redă-o mamei care plânge și suferă pentru ea, Doamne, și numele Tău să fie proslăvit și glorificat. Dă înțelepciune medicilor care se ocupă de ea, Doamne, și fii Tu prezent acolo la patul ei în această seară și fă-ți, Doamne, numele de slavă. Binecuvintează și sfințește, Doamne Iisuse. Și eu îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia! Amin, amin, amin. Dumnezeu mi-a arătat că s-a întâmplat așa ca o explozie în casa dumneatale. S-a întâmplat acolo așa ca și un atac demonic care a dus răutatea asta acolo. Nu știu exact de unde vine, cum vine, dar am simțit că Dumnezeu mă îndeamnă să mă rog un pic mai adânc pentru ea și cred că Dumnezeu va lucra, Domnul să-și facă numele de slavă. Bun, avem încă un telefon, Maricica din Cugir. Bună seara, Maricica! Bună seara! Doamne ajută, domnul pastor! Doamne ajută! Am și o problemă cu soțul meu, Petrică. Are dureri de oase, de picioare și o amețeală de cap și nu se simte bine. Aș vrea să vă rugați și pentru el. Cum îl cheamă pe soțul? Și să nu mai doară oase. Cum îl cheamă? Petrică. Petrică, da? Bine. Bine. Bine, ne rugăm, mulțumim frumos de telefon. Doamne ajută, noapte bună. Doamne Dumnezeu, le măunesc cu Maricica din Cugir, care vine să mijlocească pentru familia ei și în special pentru soțul Petrică, Doamne, pentru probleme de boală și pentru trupul ei, Doamne, care este bolnav. Doamne Dumnezeule, Tu știi și cunoști problemele acestei familii, de aceea în numele lui Iisus Hristos Te rugăm, Tată Ceresc, să privești cu ochi de milă și îndurare. Vin, Doamne, să ceri iertare pentru Maricica, pentru soțul ei, pentru familia, pentru orice greșeală, pentru orice păcat, orice fără de lege, să vrește cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. Doamne, aruncă-le în marea uitării și scrie, Doamne, în dreptul acestei familii iertare și grațiere. De asemenea, Doamne, vin să dezleg pe Petrică în numele lui Iisus Hristos de orice legătură demonică pe care diavolul a pus-o peste casa și familia lor și Te rog, Doamne, să scrii în dreptul ei, în dreptul lui, Doamne, iertare și deslegare. Doamne Dumnezeule, ia autoritate peste orice duc de boală, duc de neputință, necredință, farmece, blesteme sau orice alte forme de duhuri necurate asociate cu aceste duhuri, le leg, le mustru numele lui Iisus Hristos și le poruncim să părăsească casa aceea, familia aceea, pe Petrică, să ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne Iisuse, lasă o picătură din balsamul Tău de vindecare, lasă o picătură, Doamne, din sângele Tău, sfințește, curățește și binecuvintează și, Doamne, prin rănile Tale, declar, Doamne, vindecare din vârful capului până în tălpile picioarelor. Fă-ți, Doamne, numele de slavă și binecuvintează, sfințește și curățește. Și eu îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia! Amin! Amin! Sunt ceva duhuri în casa noastră. Este ceva drept demonic acolo. Am văzut niște, cum ar fi animale din astea târitoare, nu târitoare, cum ar fi o broască sau cum ar fi un rac sau ceva, animale din astea care merg, sunt niște duhuri. Acolo trebuie să vedem de ce probleme sunt, nu știu când și cum, dar rugați-vă Dumnezeu să fiți eliberați. Sunt niște duhuri care vă afectează sănătatea în familie. Bun, ultimul telefon pe care îl mai luăm, deoarece timpul este înaintat, Eugen din Alba Iulia. Bună seara, Eugen! Alo, bună seara! Alo, bună seara, domnul Marius! Spuneți, vă rog! Aș dori și o rugăciune pentru maica mea. I-a găsit o tumoare canceroasă și a urcat metastazele la cap. Aș vrea și o rugăciune să faceți. Tumoare canceroasă. Pe Dumnezeu să facă o minune. Vă aștept joi la biserică, dacă puteți. Haideți joi seara la 6. Avem rugăciune? Eu vin, dar
Dacă se poate. Vin. Da, vin, dar maică mea este internată. Este internată și ea, săracă, nu se poate mișca. Dă-i, iau o haină, iau un prosopel, o batistă, ia ceva de-al ei, o haină și adu-o să facem, să facem rugăciune pentru ea și nu știm cum Dumnezeu lucrează. Înțelegi? Am avut un caz din Germania care i-a trimis un prosop la un om cu cancer, Dumnezeu l-a vindecat prin prosopul acela pe care noi ne-am făcut ungere și ne-am rugat în biserică. Așa că o să ne rugăm. Doamne Dumnezeule, da. Aducem pe... O să trec, domnul Marius, la ora 6, la biserica joi, de lângă joi, în spatele, piață, în spatele pieții, dar în spate, nu față, în partea ușă nu ușă cu piața. Da, da. Bun, vă aștept. În spatele pieții, da. Da, da, bine. Doamne Dumnezeule, te rog să privești cu ochi de milă și îndurare la Eugen și mama lui, care este, Doamne, cu tumoare canceroasă, Doamne. Tu știi suferința lor, problemele lor, întristările lor, Doamne. Te rog frumos să te atingi, Doamne, de ea, în numele Lui Iisus Hristos cer iertare pentru greșelile, păcatele, fără de legile lor și o dezleg în numele Lui Iisus Hristos de orice legătură demonică și în special de orice legătură acestui duc de cancer. De aceea, în numele Lui Iisus Hristos, mustru și leg ducul acesta de cancer împreună cu toate celelalte duhuri asociate, le mustru, le leg și le poruncesc să părăsească trupul ei, viața ei să ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne, fă-ți numele de slavă, lasă Tu, Doamne, o picătură din sângele Tău să o sfințească la sub picătură, Doamne, din balsamul Tău de vindecare și, Doamne, prin rănile Tale declar vindecare, Doamne, din vârful capului până în tălpile picioarelor. Și eu îți mulțumesc că vei lucra și vei face această lucrare. Trimite-L, Doamne, pe Eugen joi să vină ca să facem o ungere pe o haină sau pe o batistă, Doamne, și prin acea lucrare Tu să-ți proslăvești numele. Bun, mi se spune din studio că avem un suflet pe nume Sorina din Lancrăm, care este cu leucemie. Doamne Dumnezeule, o aduc pe Sorina înaintea Sfințeniei Tale din Lancrăm. Te rog, Doamne, să te atingi de acest suflet în numele Lui Iisus Hristos, cer iertare pentru toate greșelile, păcatele, fără de legile ei, cele spuse cu voie, fără de voie, cu știință, cu neștiință, cu vorba, cu fapta sau cu gândul. O dezleg pe Sorina și în numele Lui Iisus Hristos, leg și mustru duhul acesta de leucemie și poruncesc în numele Lui Iisus Hristos să părăsească trupul ei, viața ei, familia ei, să ducă direct în adânc, să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne, fă-ți numele de slavă, atinge-te, Doamne, de sufletul acesta, fă o minune, Doamne, în această seară, la fel cum ai făcut și pentru ceilalți telespectatori, Doamne, și vrem să auzim, Doamne, vești bune. Vrem să auzim, Doamne, că Tu ești Cel ce ne asculți și Tu ești Cel ce lucrezi și să faci numele de slavă în această seară. O încredințez în mâna și în brațul Tău și prin rănile Tale, Doamne Iisuse Hristoase, de pe crucea de la Golgota, o declar pe Sorina vindecată din vârful capului până în tălpile picioarelor. Și eu îți mulțumesc, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Aleluia. Amin. Amin. Stimați telespectatori, ne pare rău. Nu mai este timp să ne rugăm pentru ceilalți. Eu vă doresc sărbători fericite, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să ne vedem cu bine anul viitor, vă rugați pentru mine, mă rog și eu și pentru voi și zicem încă o dată, trăiască Domnul, mărire Domnul, glorie Domnului. O săptămână binecuvântată, nu uităm, tot ce are suflare, să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul. La revedere, noapte bună și să ne auzim cu bine și sănătoși. Doamne ajută! Ați urmărit o emisiune realizată de pastorul Marius Hațegan din partea lui Dumnezeu pentru sufletele noastre. Pentru o întâlnire personală cu pastorul Marius Hațegan, vă așteptăm la Biserica Maranata din Alba Iulia, strada Liviu Repreanu, numărul 1. Dumnezeu să vă binecuvinteze!